Numele meu este Dan Nuțiu și sunt președintele executiv al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova. Excelență, domnule ministru, domnilor secretari de stat, dragi invitați, dragi prieteni, bine ați venit în ceea ce se dorește să devină un eveniment anual, prima ediție a Forumului Economic România-Republica Moldova. Așa cum la lansare Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova s-a angajat să fie o punte de legătură între mediul de afaceri din România și cel din Republica Moldova, acest eveniment reprezintă dovada că ne ținem de cuvânt, reprezintă dovada că nu avem cum să ne dezvoltăm fără să ne susținem unii pe ceilalți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și întrucât motoul asociației noastre de la pornire a fost fapte, nu vorbe. Cu permisiunea dumneavoastră vom procede la cuvintele de salut. Am să încep cu o surpriză extrem de plăcută, aflată aseară la întâlnirea delegației Ministerului Antreprenoriatului și Turismului cu membrii Asociației Investitorilor din România și unde am aflat că după 4 ani va fi reluată Comisia Mixtă Bilaterală și am onoarea și plăcerea să-l invit să ia primul cuvântul, chiar dacă nu îl regăsiți în agenda dumneavoastră, pe domnul ministru Dumitru Budeanschi, copreședintele Comisiei Mixte de Afaceri România-Republica Moldova. Domnule ministru, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă invit să luați cuvântul. Bună ziua! Eu o să îndrăznesc să vă spun, dragi prieteni, calea noastră de integrare economică a început 30 de ani în urmă. Păreri de rău, ea a avut un trend nu foarte fericit. Sperăm că lucrurile o să corecteze și în timp apropiat lucrurile vor avea o întorsătură dinamică și astfel încât cercurile de afaceri din Republica Moldova și din România să aibă toate condițiile pentru a se dezvolta și a avea profituri mulțumitoare, să spunem așa, pentru dimensiunea Republicii Moldova. Eu am insistat să vin la această întrunire pentru că consider că Republica Moldova are o singură șansă pentru a fi de succes, este șansa de a integra în Uniunea Europeană și, desigur, în acest obiectiv, România este țara cheie. În ultima perioadă de timp, cu toți observăm că exporturile în România și, în general, toate schimburile economice cresc. Probabil și situația geopolitică cumva a forțat această situație și nu pot să spun că această dinamică pozitivă s-a datorat în principal efortului guvernelor din Republica Moldova, guvernului precedent. Sperăm foarte mult că această situație să o schimbăm, pe de o parte să facilităm aceste schimburi la nivel de oamenilor de afaceri, dar acolo unde este nevoie de sprijinul guvernului, să putem să venim cu un imbold și un aport substanțial. Mă refer aici la cadrul de impozitare, la sistemele de evidență contabilă, la regimul de trecere a frontierilor, a frontierii, prin punctele de trecere frontierii. Acum traversăm o perioadă destul de dificilă. Noi avem creșterea transporturilor prin punctele vamale sau punctele de trecere frontieră cu România cu 73% mai mult decât a fost în aceeași perioadă anului precedent și aceasta a creat o mulțime de probleme pentru oamenii de afaceri care activează și în Moldova și în România care au afaceri în Moldova. Ne-am angajat într-un proces de a rezolva această problemă, dar și
pe alte dimensiuni, cum ar fi dimensiunea de îmbunătățire a infrastructurii pentru a asigura o accesibilitate mai bună a oamenilor de afaceri și din România și din Moldova. De asemenea, COVID-ul a demonstrat că piețele trebuie să fie și mai aproape de piețele desfacere trebuie să fie mai aproape de furnizori și noi ne așteptăm ca în timp apropiat o parte din produsele care se aduceau de la distanțe mai mari să se apropie de Uniunea Europeană și foarte mult sperăm că unele din ele în acest proces își vor regăsi locația în Moldova. Da. Mersi. Deci, COVID-ul a arătat că Republica Moldova și România au spații comune de colaborare în privința asigurării produselor critice pentru a asigura acele nivele minime pentru a asigura securitatea și alimentară, securitatea ce ține de sănătate și așa mai departe. Deci există toate premizele, inclusiv și cu acest proces de înaintare a Republicii Moldova ca țară candidat a Uniunii Europene, astfel încât colaborarea dintre oamenii de afaceri din Republica Moldova și România să devină una mai dinamică și mai fructuoasă. Eu o să încerc să aduc aportul meu personal și a Ministerului în toate domeniile acolo unde Ministerul Finanțelor și Guvernul poate să contribuie la creșterea veniturilor oamenilor de afaceri din Republica Moldova și din România. Și salut toți oamenii de afaceri care doresc să investească în Republica Moldova. Noi vă așteptăm. Mulțumesc! Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru cuvintele care ne dau încredere că suntem pe drumul cel corect. Continuăm prin a-i oferi cuvântul domnului ministru Sergiu Gaibu, ministru economiei în Republica Moldova. Bine ați venit și vă mulțumim pentru că ne sunteți alături la acest eveniment. Mulțumesc foarte mult! Vă felicit, în primul rând, domnul președinte, pentru așa audiență omniprezentă, pentru acest interes sporit și, într-adevăr, în aceste timpuri este nevoie de o comunicare foarte bună între toți participanții, să evaluăm toate oportunitățile care sunt, să monitorizăm acele schimbări și care sunt soluțiile optime pentru agenții economici, pentru dezvoltarea economică, pentru valorificarea celor oportunități care se deschid noi, în pofida celor dificultăți la care facem parte. Și noi am, și în comunicarea cu partenerii internaționali, am înțeles un lucru foarte important, că anume comunicarea este cel mai important în aceste timpuri grele și cooperarea internațională. Aici vreau să menționez câteva momente importante. Noi avem cu România, practic, o relație comercială perfectă. Noi avem exporturi de 833 de milioane de dolari și importuri de 829 de milioane de dolari. Deci este o acea paritate pe care o urmăresc toți partenerii comerciali atunci când fac relații bilaterale internaționale. Acest model ar fi bine să fie utilizat și aplicat și în alte relații bilaterale. Aici noi mulțumim partenerului cheie, de fapt, al Republicii Moldova, fiindcă peste 16% din toate relațiile comerciale și import și export cu Republica Moldova sunt anume cu România. Noi, în aceste timpuri, România tot timpul a fost în timpuri grele aproape de noi și a fost mai mult decât un partener economic. Noi am soluționat o serie de probleme, a fost o asistență importantă în ceea ce privește reparația infrastructurii la nivel regional, a școlilor, pe partea de cultură,
dar și din punct de vedere economic. Acum este critic în aceste modificări de lanțuri logistice să facem investiții suplimentare în hub-uri de logistică, în capacitate de transport, atât din Republica Moldova către România, cât și apar deja solicitări din partea partenerilor din Ucraina de a tranzita Republica Moldova, de a face aici hub-uri logistice pentru a ajuta comerțul internațional și a soluționa acele probleme care sunt la momentul actual generate de crizele internaționale, dar și războiul care are loc acum în țara vecină. De asemenea, vrem să mulțumim României, fiindcă are peste 1500 de investitori în Republica Moldova. Este practic al doilea investitor în Republica Moldova, țară care face investiții în Republica Moldova, după volumul capitalului direct investit, este peste 6 miliarde de lei. Și noi salutăm în continuare o astfel de abordare și o apropiere a investițiilor românești în Republica Moldova. Noi, de asemenea, avem o serie de proiecte care lucrăm cu România, inclusiv am portat discuții în ceea ce privește bursa de valori, unificarea bursei de valori. Este un proces care derulează, evident, dar este cu atât mai mult necesar în prezent când relațiile bilaterale sunt importante și critice ca să crească. De asemenea, noi vrem ca să fie o deschidere mai mare nu doar pe piața de capital, dar și cu resursele financiare. Este vorba de programe de finanțare care au loc din partea României. Eu am să mă opresc aici când înțeleg că este nevoie de depășim un pic termenul și este nevoie ca să fie un panel de discuție și sunt sigur că toate acele aspecte care sunt la momentul actual pe agenda companiilor, agenda agenților economici, va fi discutată în detalii la acest panel. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Mult succes în tot ceea ce faceți. Acest forum n-ar fi fost posibil dacă nu ar fi existat inițiativa domnului ministru Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului în România. Este inițiativa dumnealui la care Asociația Ministrilor din România, evident, s-a raliat imediat cum ne-a fost propus acest lucru. Mulțumim pe această cale Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, mulțumim Biroului pentru promovare comercială în prezența ministrului consilier Adrian Berezintu și invit pe domnul secretar de stat să ni se alăture. Bună ziua! Sunt Angel Călin, secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Așa cum spunea domnul președinte, într-adevăr suntem astăzi aici datorită întâlnirilor, discuțiilor și amabilității domnului ministru Constantin Daniel Cadariu, pe care îmi permit să-l scuzați astăzi, deoarece a fost prins cu alte probleme de care nu a știut când a planificat această întâlnire, și implicita domnului președinte de la Asociația Investitorilor Români din Moldova. Suntem aici, alături de dumneavoastră, pentru a vă prezenta garanția și a exprima în continuare sprijinul pe care îl acordăm noi, Ministerul și implicit Guvernul României, la acțiunile și activitățile dumneavoastră. Suntem aici să vă arătăm că, indiferent de greutățile care au venit acum peste noi, după COVID și războiul care este atât de aproape, să vă întărim prin prezența noastră sprijinul pe care îl acordăm tuturor celor care încearcă și practic reușesc să dezvolte relațiile între noi. Domnilor miniștri, onorată asistență și dragi prieteni, contextul tensionat, când valorile fundamentale ale omenirii sunt încălcate mult flagrant, iar pentru dumneavoastră, locuitorii Republicii Moldova, acest context nefast împovărează și mai mult viața de zi cu zi și perturbă majoritatea activităților economice, România este alături de dumneavoastră și se intersectează în nenumăratele acțiuni generatoare de stabilitate și prosperitate pentru poporul moldovean. Ne bucurăm mult că eforturile Republicii Moldova, colaborate cu susținerea permanentă a României, au fost recunoscute recent de Parlamentul European, care a emis rezoluția privind acordarea statutului Republicii Moldova de țară candidată la Uniunea Europeană. România continuă să sprijine cu tărie parcursul european, ca și dezvoltarea economică a țării dumneavoastră. Noul acord privind ajutorul nerambursabil în sumă de 100 de milioane, acordat de România
Republicii Moldova, ratificat recent, este o dovadă în plus a implicării și susținerii guvernului de la București. Și reuniunea de astăzi, a noastră, confirmă solidaritatea și dorința de colaborare pentru a depăși împreună aceste dificultăți apărute prin criza din Ucraina și pentru a continua dezvoltarea armonioasă a schimburilor comerciale reciproce în beneficiul companiilor din ambele țări. E greu de ținut un ritm, însă împreună am convingerea că putem rămâne pe piață. Este momentul acum să demonstrăm prin activitățile noastre și să căutăm proprii furnizori și distribuitori de produse și servicii. Salut apreciativ activitatea Asociației Investitorilor Români din Republica Moldova și am convingerea că poziționarea României ca prim partener comercial al Republicii Moldova se datorează pe lângă fraternitatea care ne leagă în mod indisolubil și investițiilor românești pe piața moldovenească. Am încredere că în pofida tuturor piedicilor obiective, în perspectiva imediată, România își va consolida poziția devenind și prim partener investițional. În prezent, așa cum a spus și domnul ministru, antevorbitorul meu, România depășește 280 de milioane investiții în țara dumneavoastră. Republica Moldova a devenit pentru România al 6-lea partener comercial necomunitar și al 34-lea investițional, cu un volum al schimburilor comerciale bilaterale de peste 2,4 miliarde de dolari anual. Un număr de peste 6,6 milioane de firme cu capital mixt înregistrate în țara noastră și cu capital subscris de 62,6 milioane de dolari. Analizând contextul comercial bilateral, reiese cert că există loc pentru multe mărfuri pe care economiile noastre le produc și care pot fi oferite prin dumneavoastră, oameni de afaceri, consumatorilor moldoveni și români. Suntem deschiși la orice propuneri și așteptăm ca dumneavoastră, investitorii din Republica Moldova, să veniți cu planuri de afaceri pentru a întări această cooperare. Sunteți locuitorii unei țări minunate. Cultura, ospitalitatea, relieful sunt aturi care trebuie valorificate reciproc. Turismul, atât de afectat de pandemie, vulnerabil în contextul regional actual, trebuie fortificat printr-o colaborare mult mai strânsă. Trebuie identificate nișe prin care împreună să valorificăm aceste lucruri pe piețele externe. Așa cum am amintit la începutul intervenției mele, România, asta este un lucru foarte important, a acordat un nou ajutor nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro pentru proiecte din diferite domenii. Și aici așteptăm și chiar vă încurajez să aveți inițiativă, să concretizați toate ideile care vi se par la început mici, să putem face și să fructificăm această colaborare și acest ajutor pe care România vi-l acordă. Doamnelor, domnilor, domnilor miniștri, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului deține prin Ministrul Constantin Daniel Cadareu președinția Părții Române în Comisia Mixtă Interguvernamentală de Colaborare Economică România-Republica Moldova. Vă asigurăm că prin intermediul acestui mecanism vom acorda tot sprijinul pentru consolidarea și diversificarea relațiilor economice bilaterale. România a fost și va fi în continuare portavocea Chișinăului pe calea europeană a stabilității și prosperității. Mulțumim organizatorilor, mulțumim de invitație, deosebit de onorați suntem că astăzi participăm alături de dumneavoastră la acest forum și vă urăm mult spor în activitatea dumneavoastră. Domnule ministru, secretar de stat, vă mulțumesc foarte mult și suntem convinși că avem foarte multe lucruri de făcut împreună. Cu permisiunea dumneavoastră, vom face o mică derogare de la programul pe care îl aveți în față. Salut prezența directorului de investiții, domnul Stelian Manic, și mulțumesc foarte mult. Dumnealui are un avion de prins și cum am pornit puțin mai târziu, îl voi invita în acest moment să ni se adreseze. Vă mulțumim mult. În continuare va rămâne echipa dumneavoastră alături de noi, așa că e pe mâini bune. Mulțumesc! Bună ziua! Vă spun tuturor participanților la
Forumul Economic România-Republica Moldova. Deci astăzi Republica Moldova are un obiectiv foarte important. Să construim o economie durabilă. Dar toți noi știm că o economie durabilă a fost întotdeauna construită doar cu atragerea unor investiții calitative din exterior. Nici o țară din lume nu a putut să facă acest lucru folosind doar resursele interne. Deci în acest sens, țara noastră trece printr-un proces amplu de modernizare și reforme. Astfel dorim să inspirăm și să ne împărtășim entuziasmul pentru dezvoltarea Republicii Moldova și a potențialului economic al acesteia, oferind companiilor străine un climat de afaceri atractiv cu o serie de facilități. Astăzi, în top 10 parteneri comerciali a Republicii Moldova, cu aproape 27%, România este pe departe pe primul loc. Este un partener strategic a țării noastre în ultimii ani. Este gazda celor mai mari volume de export, dar și a treia economie responsabilă de importurile Republicii Moldova în 2021. Actualmente, în Republica Moldova sunt peste 1700 companii cu capital integral sau parțial românesc. Banca Transilvania, BCR, Balkan Pharmaceuticals, OTP Bank, Rompetrol și altele. Sunt câteva companii românești cu renume prezente pe piața din Republica Moldova. Cu acest prilej, vă spun un bun venit tuturor participanților la Forumul Economic România-Republica Moldova și vă invit să investiți în țara noastră. Vă mulțumesc mult! Domnule director general, vă mulțumim mult! Drum bun și să veniți cu rezultate bune din Muntenegru! Numai bine, la revedere! Continuăm, revenim la agenda noastră. Încă unul din prietenii Asociației Investitorilor din România-Republica Moldova, cel care de la primele întâlniri și de la numirea în funcție ne-a susținut extrem de mult. Îl invit pe domnul secretar de stat Adrian Dupu, din cadrul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, să vă adreseze și dumneavoastră un cuvânt de salut. Bine ați venit! Mulțumesc, domnule președinte, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fiu astăzi aici, așa cum spunea și domnul președinte executiv, încă de la numirea mea în funcție, în urmă cu mai bine de un an, am fost alături de Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova, pentru că eu consider că pe lângă relațiile culturale, tradiționale, istorice, limbă, comunitate, tot ceea ce ne leagă, cred că este foarte important să avem și relații economice și comerciale foarte puternice. Și acest lucru este posibil doar cu sprijinul dumneavoastră a investitorilor din România în Republica Moldova. Pe lângă aceasta, prezența dumneavoastră în Republica Moldova dă dovadă că această piață este una sigură și în perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cred eu că este foarte important să arătăm încredere în mediul de afaceri din Republica Moldova. Eu vă doresc succes la acest forum, ne vom mai auzi și mai târziu, așa că nu o să fiu foarte lung acum. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și mult succes! Vă mulțumim foarte mult! După cum majoritatea bine știți, Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova este rodul eforturilor conjugate și coagulate ale membrilor fondatori ai asociației, a biroului de promovare comercială economică și, nu în ultimul rând, al ambasadei României. Excelența sa, domnul Daniel Ioniță, și-ar fi dorit foarte mult să fie prezent aici, considerând Asociația Investitorilor din România ca și pe copilul său, ne-a promovat în permanență. Din păcate, ca orice, mandatul dumnealui s-a încheiat, dar îl avem alături de noi, pe domnul Marius Tot. Vă salut și bine ați venit!
Domnilor miniștri, domnilor secretari de stat, dragi organizatori ai forumului economic, dragi invitați, dragi prieteni. Sunt deosebit de bucuros că Ambasada României în Republica Moldova are oportunitatea și privilegiul de a participa în calitate de invitat la primul forum economic de afaceri între România și Republica Moldova și doresc să adresez pe această cale tuturor participanților lucrări cât mai interesante, cât mai utile, interacțiuni între oamenii de afaceri din România și cei de aici din Republica Moldova, astfel încât interconexiunea dintre cele două maluri ale Prutului să fie una plenară și din punct de vedere al afacerilor. Înainte de toate, trebuie spus că la baza relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova se află ceea ce numim filonul identitar comun, respectiv unitatea de limbă, cultură, istorie și tradiții dintre România și Republica Moldova, care transcende dincolo de pandemii, politică, crize și dispute geopolitice sterile. De asemenea, este de menționat un cadru juridic de excepție. În primul și în primul rând, parteneriatul strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, semnat, intrat în vigoare la București la data de 27 aprilie 2010, zeci de acorduri bilaterale, protocoale, declarații, memorandumuri de înțelegere și așa mai departe. De asemenea, este de menționat, desigur, și cadrul juridic mai larg, care este asigurat și oferit de acordul de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, iar în cadrul Uniunii Europene, desigur, se știe foarte bine că România, în calitate de stat membru, ocupă un loc cu totul și cu totul de excepție în ceea ce privește relațiile economico-comerciale cu Republica Moldova. De asemenea, vorbim de legături interinstituționale, interpersonale solide între noi, de la cooperări sectoriale și proiecte comune realizate inclusiv cu fonduri europene, între ministerele de linie, la înfrățiri între localitățile de pe cele două maluri ale Prutului sau proiecte între asociațiile non-guvernamentale. În pofida pandemiei și diverselor restricții care a afectat semnificativ și această dimensiune a colaborării bilaterale în ultimii doi ani, nu pot trece neobservate câteva realizări semnificative din acest interval de timp, printre care aș aminti finalizarea lucrărilor la gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, deschiderea mai multor centre comerciale Kaufland, care s-a extins din România în Republica Moldova și multe altele. Totodată, România continuă să fie principalul partener comercial al Republicii Moldova, atât la import cât și la export. Astfel, la sfârșitul anului 2021, volumul schimburilor bilaterale a fost de peste 2,4 miliarde de dolari, iar în primele două luni ale acestui an s-a atins cifra de aproape 500 de milioane de dolari și profit de această ocazie să-i mulțumesc colegului meu, domnului Berezintu, pentru că mi-a furnizat aceste date, inclusiv cele de ultimă oră. Desigur că ne-am confruntat, ne confruntăm și ne vom confrunta în continuare cu multiple crize și în acest context vă invit să dați dovadă de curaj și geniozitate pentru a transforma aceste crize în oportunități de afaceri, iar dialogul de astăzi credem că poate reprezenta de resetare a intereselor, strategiilor și percepțiilor reciproce, cu atât mai mult cu cât România
reprezintă pentru Republica Moldova poarta firească de acces către Uniunea Europeană. În încheiere, doresc să urez succes lucrărilor Forumului de Afaceri România-Republica Moldova. Mulțumesc frumos! Mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi, pentru susținerea de care în permanență Ambasada României dă dovadă în relația cu Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova. Cu permisiunea dumneavoastră, voi invita membrii primului panel să se apropie și să procedem. Domnul Sergiu Harea, bine ați venit, vă salut. Domnul Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui. Îmi cer scuze, fiind în Republica Moldova de atâta vreme, am rămas cu impresia că toată lumea știe pe domnul Sergiu Hagea. Domnul Sergiu Hagea este președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Olesia Covrig, director în cadrul Invest Găgăuzia. Andrei Stan, vicepreședinte al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova. Da. Din prea multe emoții. Așa este. Îl invit și pe domnul Gogulescu, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industria României. Îmi cer scuze, doar o întrebare tehnică. Da, aveam o nelămurire, exact cum spunea și domnul Gogulescu, din cauza emoțiilor. Domnul Manica a plecat și ne întrebam dacă vom înlocui în acest moment ca și prezentare. Dar vom merge în acest format. Bun venit și vă salut. Începem oferindu-i cuvântul domnului Sergiu Manea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. De fapt... Se aude? Stimate domnule ministru, stimate domnule secretar de stat, onorată asistență, vreau doar să salut prezența dumneavoastră într-un număr atât de mare la acest eveniment important, zic eu, pentru economia Republicii Moldova, dar și cei din România. Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova, o instituție creată în 1918 prin decretul regelui Ferdinand, a sărbătorit 100 de ani împreună cu prietenii noștri, cu partenerii noștri din România, cu Camera de Comerț și Industria României, cu care pe parcursul anilor, la nivel regional, avem semnate peste 18 acorduri de colaborare cu camerele județene și filialele Camerei de Comerț și Industrie, dar și 14 acorduri la nivel național. Practic, de la independență încoace, anual, avem două, trei evenimente unde punem față în față agenții economici din Republica Moldova și cei din România. De 18 ani, împreună cu prietenii noștri din România, organizăm evenimente de afaceri în cadrul expoziției Fabricată Moldova. Nu a fost an unde să nu fie prezenți colegii noștri din România, în frunte cu Camera de Comerț și Industrie a României și camerele
județenii, în special Camera din Vaslui și cea din Prahova, care avem astăzi alături de noi. Mai curent, începând cu 2016, anual organizam expoziția Moldova prezintă în România, la Iași, Brașov, Baia Mare, Prahova, unde încercam, iarăși, să promovăm producătorii autohtoni, dar și parteneriate pe care se creează companiile noastre. Rodul cooperării intercamerale a fost și prima lege a parcurilor industriale, alături avem Parcul Industrial Tracom, cu suportul prietenului nostru, domnul Aurean Gugulescu, și a Camerei de Comerț și Industrie a României, a fost elaborat primul proiect de lege privind parcurile industriale, dat fiind faptul că în județul Prahova sunt cea mai bună experiență din România și țin de parcurile industriale. Chiar și anumiți investitori români au venit aici, în țara noastră, cu suportul partenerilor noștri și vreau să zic din cei care au fost aici pe ecran, foarte mulți sunt membri ai Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova, pe care încercăm să-i susținem și să-i promovăm. La fel, împreună cu partenerii noștri din România, am examinat și propus proiecte de lege, cum ar fi Registrul Comerțului, pe care, din păcate, până în ziua de astăzi nu-l avem în Republica Moldova, dar am ieșit iarăși cu o inițiativă legislativă către colegii noștri de la Parlament și de la Guvern. Sper să preluăm această experiență foarte bună ce ține de Registrul Comerțului. Împreună cu colegii noștri de la Camerele de Comerț și Industrie județene, dar și național, am creat mai multe parteneriate pentru valorificarea suportului care vine în Republica Moldova, în deosebi cei ce ține de proiectele de infrastructură, apă, canalizare, sanitație, și iată, sunt multe companii care sunt interesate în astfel de proiecte, noi suntem gata să ajutăm pentru aceste investiții pe care le puteți face în Republica Moldova împreună cu partenerii dumneavoastră, cei din Republica Moldova. Noi, ca instituție camerală, considerăm că este important cel puțin de două ori pe an să avem astfel de evenimente, de forumuri bilaterale. În situații de pandemie și mulți dintre noastre care sunteți aici, antreprenori din țara noastră, am încercat să promovăm chiar și în aceste situații dificile, forumuri virtuale pe care le-am organizat împreună cu partenerii noștri, dar și expoziții virtuale. Prima expoziție virtuală în anul 21, împreună cu Camera de Comerț și Industrie a României, am lansat-o, la care au participat peste 50 de companii autohtone și peste 60 de cele din România. Unii încercăm să promovăm și în mod virtual companiile pentru a trece peste această situație dificilă care era legată de pandemie. La fel, începând cu această perioadă dificilă, pandemică și de război, am organizat și învățământ de la distanță. Am încercat să preluăm experiențele și de pe o parte și de pe alta. Nu zicem că numai noi preluăm de la partenerii noștri români. Am implementat și recent guvernul a aprobat modificare în legislație ce ține de impedimentul justificator, forța majoră, certificatul în format digital, la fel certificatul de origine nepreferențial în format electronic, ce aici iarăși facilitează comerțul internațional, dar și, să zicem așa, mai diminuează din cheltuieli antreprenorilor. Cu siguranță, toate aceste suporturi pe care le acordăm noi ca instituție camerală și în Republica Moldova, și în România, dar și asociația investitorilor străini care sunt români în Republica Moldova, sunt partenerii noștri, sunt acele instituții, stimați prieteni, care sunt gata să vă ajute în intenția dumneavoastră de a dezvolta afaceri, cât în Republica Moldova, atât și în România. Și după cum am menționat domnul ministru, în cadrul comisiei mixte, care din păcate a avut loc 4 ani în urmă, noi am insistat, domnul ministru, și cred că unul din punctele importante pe care le vom discuta la următoarea comisie mixtă, unde suntem și noi parte, va fi recunoașterea de către Uniunea Europeană și în speță România de calificativul care îl dă în Republica Moldova de agent economic autorizat, ca să fluxul prin vamă să fie mult mai rapid, în speță pentru agenții economici din Republica Moldova, dat fiind faptul că el creează probleme în lanț și pentru brokerii vamari și pentru companii, dar și pentru deci livrarea în termen a celor bunuri care urmează să fie livrate în România, dar și care vin în Republica Moldova.
Vreau să urez succes tuturor care sunt prezenți astăzi la acest eveniment. Sper că în cadrul întâlnirilor bilaterale pe care le veți avea să vă găsiți partenerul, dar și acea nișă unde să dezvoltați afacerea în Republica Moldova sau în România. Succes tuturor! Mulțumim foarte mult! Domnule președinte, Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova este unul din partenerii noștri cu care am derulat și vom derula multe proiecte în comune. Alți prieteni ai Asociației Investitorilor din România sunt reprezentanții Camerei de Comerț și Industria României. Am plăcerea și onoarea să-l invit pe domnul Aurelian Gogulescu, vicepreședintea Camerei de Comerț și Industria României. Bine ați venit și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Domnilor miniștri, domnilor secretari de stat, domnul însărcinat cu afacerea al României în Republica Moldova, domnule consilier economic al Ambasadei României în Republica Moldova, domnule președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, domnule președinte al Asociației Investitorilor Români în Moldova, vă spun sincer că și eu trăiesc aceleași emoții pe care domnul președinte Nuțiu le avea și le are în continuare, pentru că, iată, după mai bine de 2 ani de zile, avem din nou ocazia să ne privim în ochi, să ne strângem mâinile și să putem spune unii altora ce proiecte de viitor avem în continuare, în spiritul unei tradiții extraordinare pe care ambele părți le cultivă pentru o promovare frumoasă a țărilor noastre. Se spune că speech-urile cele mai dorite și cele mai așteptate sunt cele mai scurte, dar ținând cont că au trecut mai bine de 2 ani de când nu ne-am mai văzut în această formulă, eu sper totuși să mă încadrez în cele 10 minute care mi-au fost acordate pentru această prezentare. Deci, în deschidere, aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc și ca în numele domnului Mihai Dărăban, președintele Camerei de Comerț și Industria României, să vă mulțumesc pentru invitația adresată Camerei Naționale la acest forum economic, iar în dubla mea calitate de vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industria României și de președinte al Camerei de Comerț și Industrie Prahova, am deosebită plăcere să vă salut pe toți, pe prietenii noștri și ai mei, colaboratori tradiționali în Republica Moldova. Camera de Comerț și Industria României este vectorul principal de reprezentare a comunității de afaceri din România, fiind un partener viabil și activ al instituțiilor guvernamentale și non-guvernamentale implicate în promovarea relațiilor economice bilaterale dintre țările noastre. Camera de Comerț și Industria României a salutat preluarea de către Camera de Comerț și Industria Republicii Moldova a președinției Consiliului de Afaceri al OCMN, Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră, și a manifestat totala deschidere și disponibilitate pentru a acorda sprijin mandatului Republicii Moldova în această calitate. Referitor la relația economică dintre statele noastre, România este principalul partener economic, așa cum s-a mai spus și înainte, al Republicii Moldova la nivelul statelor membre al Uniunii Europene. Faptul că în prezent în România există peste 6500 de companii cu capital moldovenesc, cu o valoare a capitalului social subscris de peste 46 de milioane de euro, iar investițiile directe ale României în Republica Moldova au ajuns la aproximativ 300 de milioane de euro, reprezintă o dovadă în plus că relațiile economice stabilite între țările noastre au perspective solide de dezvoltare, dar există încă suficient spațiu pentru intensificarea parteneriatului nostru. Deși contextul epidemiologic a generat o scădere a volumului total al schimburilor comerciale la cifra de 1,7 miliarde de euro în anul 2020, se poate observa că în anul 2021 am atins o cifră record a ultimilor ani, volumul schimburilor depășind suma de 2 miliarde de euro. De asemenea, este foarte important de precizat că schimburile bilaterale de servicii pot influența în mod pozitiv relațiile comerciale dintre țările noastre,
remarcând că în anul 2020 cifra totală a acestui indicator a ajuns la peste 181 de milioane de euro. Dar dați-mi voie să punctez în continuare câteva aspecte privind relația de colaborare pe care județul Prahova o are cu Republica Moldova și, bineînțeles, cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Camera de Comerț și Industrie Prahova are o relație de colaborare tradițională cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, care durează de peste 27 de ani. Fiind consfințită prin trei acorduri de colaborare, două cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în 1995, reînnoit în 2009 și una cu filiala Lăpușna a Camerei de Comerț și Industrie, semnat în anul 2001. Inițiativele noastre comune s-au concretizat în numeroase evenimente organizate de-a lungul timpului, schimburi de delegații, forumuri de afaceri, misiuni economice, colaborări punctuale pentru susținerea diferitelor parteneriate sau proiecte investiționale. Și am să vă dau câteva exemple în acest sens. Dintre acestea, sunt mândru să menționez participarea anuală a Camerei Prahova la expoziția Fabricat în Moldova, 18 ediții consecutive, cu participarea a peste 90 de companii prahovene din cele mai diverse domenii de activitate, precum și organizarea unei ediții a acestei frumoase expoziții la Ploiești, împreună cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Vreau să cred că aceste acțiuni comune au condus la atragerea antreprenorilor moldoveni în județul Prahova, unde în prezent sunt înregistrate 53 de firme cu capital moldovenesc în funcțiune, dintr-un total de 1725 de companii străine din 88 de țări, ceea ce situează Republica Moldova pe locul 10 în județul nostru, cu un procentaj de aproape 3%. De asemenea, strategia Camerei de Comerț și Industrie Prahova de încurajare a colaborării economice și a investițiilor în ambele sensuri a dat și alte rezultate concrete, dintre care cele mai notabile sunt înființarea a două fabrici de confecții de către grupul Ostajar din județul Prahova, importantă firmă prahoveană și membra a camerei noastre, la Bălți și la Dondușeni. Și acum urmează a treia investiție, adică se va deschide o nouă fabrică de către același grup la Rășcani, unde, per total, probabil că vor asigura peste 1100 de locuri de muncă, iar valoarea investiției se va cifra undeva în jurul cifrei de 15 milioane de euro. Nu putem să uităm construcția gazoductului Iași-Ungheni de către trei importante firme din județul Prahova, toate trei membre ale camerei noastre, un proiect finalizat cu succes. De asemenea, nu putem uita un alt exemplu, domnul președinte Harea l-a menționat deja, colaborarea în domeniul parcurilor industriale. Parcul industrial Tracom din Chișinău a fost, să spunem, a folosit modelul experienței și experiența parcurilor industriale din județul Prahova. Într-adevăr, județul Prahova este județul cu cele mai multe parcuri industriale din România. Avem 15 parcuri industriale, atât cu capital privat, cât și cu capital public. Și nu în ultimul rând, cred că ar trebui să menționăm colaborarea sau colaborările trilaterale pe care Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova împreună în Camera de Comerț Prahova le-a avut cu diverse alte țări, Macedonia și așa mai departe. Iată însă că în acest moment ne aflăm într-un moment de răscruce, în care trebuie să regândim și să reinventăm termenii cooperării noastre într-o manieră care să asigure continuitatea puternicelor relații comerciale dintre țările noastre. Ultimii 2-3 ani ne-au pus în fața unor provocări, aș putea spune fără precedent, mă refer aici în primul rând la pandemia COVID-19, la Brexit, iar în acest an, conflictul militar din Ucraina, toate aceste evenimente au avut efecte care s-au manifestat la nivel internațional, provocând schimbări profunde de natură economică, dar și socială. În plus, noi provocări pentru mediul economic au fost reprezentate de creșterea costurilor cu materiile prime, a celor legate de transport, energie electrică și gaze. Tocmai de aceea, în condițiile actuale, cred că este important să luăm în considerare ca o soluție de asigurare a continuității afacerilor, a business-ului în general, relocarea activității multor firme din Republica Moldova, iar în acest sens România ar fi cea mai potrivită destinație pentru firmele moldovenești,
având în vedere atât performanțele cât și diversitatea resurselor naturale, dar și rețeaua de parcuri industriale existente despre care v-am vorbit din județul nostru. În același timp, investitorii români sunt invitați să studieze posibilitatea extinderii afacerii în Republica Moldova, unde costurile și taxele sunt mai reduse și astfel își pot diversifica și profitabiliza activitatea, ajutând totodată la dezvoltarea economiei locale. Mai mult, aș vrea să vă asigur de întreaga disponibilitate a sistemului cameral din România de a sprijini identificarea unor modalități de absorpție a produselor moldovenești sau de găsire a unor terțe piețe în condițiile în care exportul către Ucraina și Rusia nu este posibil în contextul actual. De asemenea, în colaborare cu partenerii noștri instituționali din Moldova, încercăm să sprijinim nevoia dumneavoastră de materii prime, astfel încât să putem asigura continuitatea activității productive a sectorului industrial moldovenesc. Republica Moldova a progresat mult în ultimii ani, iar acordul de asociere între Uniunea Europeană și Moldova, care include o zonă de liber schimb, a contribuit la dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale și a adus de asemenea beneficii vizibile atât pentru antreprenorii moldoveni cât și pentru cei din România. Uniunea Europeană devenind cel mai important partener comercial al Moldovei și cel mai mare investitor. Republica Moldova trebuie să continue armonizarea reglementărilor în raport cu strategiile Uniunii Europene, întrucât acest lucru presupune îmbunătățirea accesului companiilor moldovenești pe marea piață de încredere a Uniunii Europene. Referitor la oportunitățile viitoare de colaborare comercială și investițională. Propunerile noastre vizează în primul rând turismul și industria vinului, dar și domeniul agroalimentar, băuturile alcoolice în general, domeniul energetic, protecția mediului, materiale de construcții, utilaj petrolier, produse cosmetice, produse textile și confecții, mobilă, colaborarea în domeniul parcurilor industriale, schimburi de experiență și de transfer know-how. Colaborarea în domeniul turismului are un potențial deosebit, dar acest aspect sunt convins că va fi abordat mai pe larg în panelul care va urma. Însă ceea ce aș dori să subliniez și cu acest lucru închei, este faptul că în județul Prahova, că județul Prahova și-a creat un renume internațional în domeniul viniviticol, în special pentru calitatea vinurilor roșii care sunt produse. Poate că nu întâmplător, județul Prahova este situat pe paralela 45, la fel ca și Bordeaux în Franța, unde sunt produse cele mai renumite vinuri roșii din lume. În prezent, în Prahova, sau Prahova se mândrește cu 35 de crame care produc și exportă vinuri în peste 40 de țări și tocmai de aceea profit de această ocazie pentru a vă invita să participați la un eveniment pe care dorim să-l organizăm în perioada următoare, mai exact în prima jumătate a lunii mai, a lunii iunie, mă scuzați, e vorba de expoziția Expo Vin în județul Prahova, pe care ne dorim și noi să devină la fel de tradițională și periodică, așa cum se va întâmpla, sunt convins, și cu acest forum economic. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Aș vrea să-i felicit pentru organizatori și să contați întotdeauna pe sprijinul, pe suportul, pe colaborarea și pe dragostea prietenilor dumneavoastră de la Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț și Industrie Prahova. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! După cum bine știți, vă invităm într-adevăr în Prahova, nu doar la Expo Vin, e și Valea Prahovei, Sinaia, și sunt multe lucruri frumoase în România. Sunt convins că împreună putem să le descoperim, așa cum împreună putem să facem afaceri. Unul din prietenii apropiați ai Republicii Moldova și datorită vecinității este și domnul Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț și Industrie a județului Vaslui. Bun venit și vă mulțumim pentru prezența la eveniment. Mulțumesc, domnule președinte. Am totuși să vă spun ceva, eu mi-am pierdut cuvântul. Neavând ce să citesc, nu știu ce să vă spun. Însă, dragii mei, în primul rând, dați-mi voie ca unul care am peste 20 de ani, care calc Republica Moldova, în lung și în lat, să vă mulțumesc că după aproape 2 ani de zile ne revedem
Și am câteva lucruri și am să încep în primul rând prin a saluta distinși organizatori, miniștri care participă astăzi aici, secretarii de stat, președintele Camerei Republicii de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, investitorii fără de care nu s-ar fi putut organiza acest eveniment. Dar fiindcă s-au spus atâtea și fiindcă eu nu am un material pe care să-l citesc, am să îndrăznesc să vă rețin atenția cu câteva lucruri, având în vedere tocmai prezența miniștrilor de linie din Guvernul Republicii Moldova, dar și a secretarilor de stat din România, a Departamentului de Comerț Exterior și a reprezentanților ambasadei noastre, a ministrului plenipotențiar. Ne întâlnim de foarte multe ori și a venit momentul în aceste împrejurări tragice pentru vecinii Ucrainei să punem la oaltă câteva lucruri. O platformă comună cu Republica Moldova pentru investiții în Moldova și în România. Se întâlnește peste ceva timp comisia mixtă. Haideți să vedem ce obiective trebuiesc imediat Republicii Moldova și României. Să identificăm împreună cu Camera de Comerț a României și a Republicii Moldova investitorii care pot să participe și să le facă. Bani sunt. Războiul i-a scos la suprafață și pe aia murdari și pe aia curați. Bani sunt. Minte avem. Rămâne voință. Și în mod special, voința politică. În al doilea rând, vă mulțumesc, în al doilea rând, vă rog să aveți încredere în investitorii români, pentru că sunt frații dumneavoastră de pe celălalt mal al Prutului. Chiar dacă suntem mai puțini și mai firavi în investițiile din Republica Moldova, cum sunt ai dumneavoastră în România. Și apreciem acest lucru. Camerele de comerț sunt primele care cunosc acești investitori. Pentru că sunt cei care primesc consultanță și își înființează firme la noi. Unele chiar sunt membrele noastre. În altă ordine de idei, vă supun atenție refacerea drumului vinului. E un drum comun, pornind din Moldova istorică a lui Ștefan cel Mare, de la Suceava, trecând prin Iași, Vaslui, Lăpușna și ajungând în vineriile dumneavoastră atât de prețuite și atât de cunoscute la noi în țară. Aș vrea să cred că în platforma pe care o facem își regăsesc locul, așa cum spunea domnul vicepreședinte Aurelian Gogulescu, o serie de proiecte din turism, o serie de proiecte din industrie, nu neapărat refacerea vechii industriei, pentru că nu mai avem potențialul și nu cred că e necesar, ci refacerea acelor industrii de vârf ale Republicii Moldova și ale României. Tracomul este un parc care poate să aducă investitori din toată lumea. Eu am fost aici acum câteva luni și vă spune unul care cunoaște ce sunt proiectele europene, avem peste 4 milioane de euro anual proiecte pe care le facem, haideți să pregătim în comun viitorii conducători de întreprinderi românești și moldovenești. Să știe ce să facă. Cu specialiști din Republica Moldova, pentru că are tradiție, pentru că are oameni foarte buni. Eu am condus o delegație mixtă în Moldova și vreau să spun că i-am uimit pe olandezi în contactul pe care l-am avut acolo la Universitatea de Vară Agricolă. Nu și-au închipuit că în aceste două țări există asemenea oameni pregătiți. Și vă spune unul care are și vârsta, și capacitatea, și interpretarea, și expertiza în acest gen, fără să existe o laudă. Nu în ultimul rând, aș vrea să cred că trebuie întărit rolul Camerelor de Comerț. Domnilor miniștri, domnilor secretari de stat din România, vă rugăm să vă aplicați mai atent asupra acestor instituții care sunt literalmente existente și dotate cu oameni performanți în ambele țări. Căutați să limitați anumite lucruri, să reinventați roata și să puneți la treabă aceste instituții pe care le aveți, fie în promovarea programelor europene și implementarea lor, decât să faceți un aparat stufos guvernamental. Și eu nu critic pe nimeni. Noi știm în România ce probleme avem. Poate și rețeta de export ar trebui, și cu aceasta închid, să o gândim împreună.
Haideți să punem accentul în aceste vremuri grele, grele pentru vecinii Ucrainei, pe produsele proprii moldovenești și românești. Avem cu ce ne prezenta atât domniile voastre și nu numai vinurile, cât și noi. Nu-mi rămâne decât să cred că acesta este un pas, un moment de la care să pornim. N-aș vrea ca mereu să ne întâlnim în cadrul festiv, ci aș vrea, așa cum a spus domnul ministru, să facem aceste lucruri, sau cum a spus președintele nostru aici, să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Subscriu la ceea ce ați spus, tocmai de aceea, chiar din momentul lansării asociației noastre, motoul pe care ni l-am asumat de atunci a fost împreună acum, împreună cei din România și cei din Republica Moldova. Considerăm că, și vă asigur că așa este, împreună putem realiza lucruri extraordinare. Să încetăm să mai spunem noi și voi. Continuăm, tocmai de aceea, pentru această diversitate, am invitat și pe doamna Olesia Covrig, din partea Invest Găgăuzia. Bine ați venit! Mulțumesc mult! Astăzi eu am plăcerea să fac o cunoștință mică cu regiunea noastră și o voi reprezent oferta investițională al UTA Găgăuzia. Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia este situată pe partea de sud din Republica Moldova. Populația regiunii constituie circa 148.000 de cetățeni, din ele 90.000 este populația în vârstă de muncă. Limbile în care vorbește populația noastră este limba găgăuză, română și rusă. În rândul populației tinere se vorbește și în limba engleză. De la clasa a doua în școlile noastre copiii învață 4 limbi. Asta este găgăuză, rusă, română și limba engleză. Autonomia Găgăuzia se află la doar 120 km de portul liber internațional Giurgiulești și la doar 40 de km de frontieră cu România. În Găgăuzia noi avem zona economică liberă și 3 subzone în fiecare orașul al Găgăuziei, în municipiul Comrat, Cedrelungă și Vâlcănești. Găgăuzia își propune să atragă investiții și se dezvoltă următoare sectoarele și subsectoarele, din ele sunt industrie prelucrătoare, IT și BPO și agricultura industrială, alimentară și zootehnie. Dar dacă noi avem investitori și în alte domenii, noi lucrăm împreună cu ele și ajutăm la implementarea lor în Găgăuzia. Fiind o identitate autonomă, Găgăuzia are posibilitatea să elaboreze și să adopte legi, nu doar în direcția socială, dar și pentru a sprijini afaceri locale. Pentru a atrage investiții în regiune, am elaborat o lege de investiții pe care o îmbunătățim în prezent și această lege ne permite să subvenționăm investiții de capital, astfel putem subvenționa până la 30% din numărul investiției, dar numai mult de 4 milioane de lei. De asemenea, în cadrul acestei legi, avem posibilitatea de a subvenționa costul pregătirii personalului tehnic până la 50% din cost în sector industrial. În plus, în Găgăuzia noi avem lege de subvenționare a creierii de noi locuri de muncă. Dacă compania creează
creeze din 5 locuri de muncă, are posibilitatea de a subvenționa până la 20.000 de lei pentru fiecare. Numărul maxim de locuri de muncă pe un an este 20. În sector agricol, noi avem și subvenții suplimentare pe lângă ce de la nivel național, adică companie în sector agricol din Găgăuzia, ei primesc subvenții în sistemul 2-in-1, și pe nivel național, și pe nivel regional. Tot în Găgăuzia există un program de sprijinire a studenții regionali pentru pregătirea profesionalului calificat și asigurarea investitorilor cu resurse umane. Din bugetul regional sunt alocate fonduri pentru pregătirea studenții de la Universitatea de Tehnică din Moldova. În specialitățile de care are nevoie companie, de care are nevoie investitori și afaceri care lucrează în Găgăuzia. Învățământul în Găgăuzia este reprezentant prin instituții de învățământ superior și mediu profesional, printre care este Universitatea de Stat din Comrat, colegii și școli profesionali. În anul 2021 au fost lansate lucrările de reconstrucție a Colegiul Industrial Recep Tayyip Erdogan în orașul Comrat. În anul acesta noi credem că noi deschidem ușile pentru primii studenții în acest Colegiul Industrial. Printre profilele educaționale vor fi tehnologie informației, sistemă și programare, electronică, mehatronică, robotehnică și altele. Și acest colegiul industrial a devenit o locomotivă industrializării regiunii noastre. Eu vorbesc despre zona liberă, zona economică liberă care noi avem în Găgăuzia. Asta e zona Valcănești, este situată în sudul Găgăuziei, în orașul Valcănești, și include două subzoni, în Comrat și Cedrelunga. În total, în cadrul zonei libere sunt disponibile peste 100 de hectare de teren liberă pentru construcții. Cu suport Agenției Germane pentru Cooperare Internațională au fost dezvoltate planurile urbanistice zonale, ce oferă posibilitatea de a începe imediat procesul de construcție în cadrul zonei libere. Agenția de atragere investițiilor și promovarea exportului din Găgăuzia, noi suntem o instituție publică înființată de autoritățile locale și noi implicăm politica Comitetului Executiv din Găgăuzia și oferim suport complet pentru investitori, pentru companie care lucrează în Găgăuzia. Activitățile principale ale agenției noastre sunt facilitarea investițiilor străini direct, promovarea exportului, promovarea cooperării întreprinderii mici și mijlocii cu investitori străini, oferirea serviciului în fază post-investițional a întreprinderilor. Mulțumesc mult! Vreau să mulțumesc și pentru organizatori și pentru atenție de regiunile Republicii Moldova, pentru partenerii noștri, Agenția de Investiții din Moldova și Asociația de Investitori din România. Mulțumesc mult și vă doresc o zi productivă. Mulțumim foarte mult! Operarea noastră a început acum 3 ani și suntem convinși că va continua mult timp de acum înainte. Din partea Asociației Investitorilor din România am plăcerea să-l invit pe bunul nostru prieten, cum v-am spus, suntem o familie în Asociația Investitorilor din România, vicepreședintele Asociației Investitorilor din România, domnul Andrei Stan. Bun venit și mulțumesc!
Ok, dacă Dan are emoții, am și eu emoții. Da, da, da. E contagios de la microfon. Bun. Am și câteva slide-uri. Cred că când o să le schimbăm, o să spun să schimbăm slide-urile, pentru că sper să fie interesant ce am pregătit pentru astăzi. În primul rând vreau să vă mulțumesc că participați la acest eveniment. Sunt tare bucuros să văd atâtea fețe cunoscute din mediul diplomatic, academic și de business. Fețe pe care le văd în Moldova din 2006. Deci prima mea vizită a fost acum mulți ani. Și da, a fost o aventură destul de frumoasă, atât ca antreprenor, atât în mediul academic, dar ca și ca om care trăiește în Republica Moldova. În ultimii ani îmi petrec timpul mai puțin în antreprenoriat, dar mai mult în cercetare. Cercetarea pe care o fac este în digitalizare, strategie și antreprenoriat. Și astăzi aș vrea să vă împărtășesc un model conceptual pe care l-am gândit, cum am putea să vedem oportunitățile de afaceri din Republica Moldova și dacă mă poți ajuta cu al doilea meu slide. Ok, pentru că spuneam că sunt în cercetare, am încercat să pun strategia în trei căsuțe. Și prima căsuță ar fi contextul economic. Deci când privim orice țară în care investim sau orice țară în care putem să desfășurăm activitatea, ar trebui să înțelegem care sunt condițiile de piață, care este cererea și care sunt industriile. Atât industriile în care noi activăm sau cele care sunt complementare nouă și care ne pot ajuta. Aceste lucruri creează oportunități de afaceri și oportunitățile de afaceri în general pleacă de la asimetrii. Asimetrii care pot fi de costuri, de informații, putem să cumpărăm mai bine din România, mai ieftin, o altă calitate și așa mai departe, sau de tehnologie. Avem acces la alte tehnologii sau avem acces sau capacitate să creăm tehnologii locale și în final să facem anumite schimbări. Aceste lucruri au impact în factori. Factori care țin de strategia societății pe care noi o conducem, de reglementarea pieței, pentru că nu, dacă noi așteptăm ca piața să fie reglementată fără să facem afaceri, lucrul acesta nu se va întâmpla. Deci primul pas e să fim noi rebelii care intrăm în piață cu o anumită idee și să ajutăm mediul politic sau guvernele cu care ne ciocnim să vadă că există această oportunitate și ar trebui ca piețele să fie ajustate și în final să avem o economie de piață mult mai funcțională. Plecând de la acest model conceptual pe care chiar aș fi tare curios să-l și testez într-un mediu cantitativ și calitativ, am văzut patru direcții pe care aș prefera să le văd în Republica Moldova. Și o să plec de la cea de jos. Nu știu dacă sună un pic dur. Absența competitivității. Unele sunt cu plus, altele sunt cu minus. Plus e un avantaj al țării, minus este un dezavantaj al țării. Absența competitivității locale poate, ok, sună ca un minus al țării, dar e o țară care are multe oportunități, pentru că industriile nu sunt aglomerate. Deci e mult loc să faceți business. În retail, în logistică, e destul de ușor să penetrați și să accelerați penetrarea de piață și efectul acesta îl veți simți în îmbunătățirea guvernanței și a justiției. Deci dacă pe partea de guvern, unde am avea nevoie de ei, ar fi să avem un mediu de justiție care să ne lase să intrăm în piață, să nu avem bariere nescrise în legi. Și am început de la cel de jos, pentru că cel de jos reprezintă efectele pe care le putem simți în toate domeniile. Un alt minus al țării este dependența energetică. Deci e destul de mult loc să facem afaceri ce țin de energie, mai ales în ceea ce privește energia verde și economia circulară. Sper că dacă o să aglomerăm acest segment, vom avea în curând o piață liberă, vom avea un operator de piață, vom putea să setăm niște prețuri care să justifice investițiile și mai ales legea funciară pe care colegii din Moldova o cunosc. Străinii nu pot cumpăra teren agricol. Deci ca să punem niște panouri solare sau alte elemente pentru energie verde, nu avem acces la terenuri.
Un lucru cu care Moldova se mândrește este fiscalitatea simplificată pentru IT. Este un plus, dar ok, nu e un plus până la capăt. Pentru că multe firme din segmentul IT vin și doar creează acel BPO, outsourcing. Adică au venit, au exploatat resursa umană și au exportat, și au exportat anumite servicii. Ceea ce ar fi interesant e să vedem anumite cercetări în noi tehnologii. Să vedem cum aceste cercetări pot crea nu doar profit sau locuri de muncă, dar pot crea valoare adăugată care să se întindă pe termen lung. Și ca să reușim să facem lucrul acesta, Moldova ar avea nevoie de o dezvoltare a cererii locale. Adică să există o cerere de servicii IT și o cerere de servicii de tehnologie, ceea ce în momentul de față lipsește. Cu toate că există un mediu academic bun, există o fiscalitate bună, dar din păcate lipsește cererea locală. Și un lucru interesant pe care pentru mine personal este cel mai interesant, mediul academic este în dezvoltare și este destul de ambițios și mai mult de atât sunt o groază de oameni buni care pot să producă și mai mulți oameni buni. Și aici aș vorbi despre educația 4.0, dar în principal despre factorii care pot duce la această educație 4.0 să fie și mai accelerată, decalajul de practică academică. Deci dacă noi am reușit să convingem nu universitățile care sunt dornice să lucreze cu mediul de business, dar să schimbăm un pic mediul politic care să încurajeze educația să fie legată de practică și să creăm acel placement year. De exemplu, avem 3 ani de licență și în cei 3 ani de licență să mai aducem un an prin care să avem studentul în practică, 100%, și practica să fie făcută într-o companie relevantă lui, atunci cred că avem un mediu educațional care se va schimba și nu vom avea studenți care sunt doar teoreticieni sau care nu au fost loviți de mediul de business. Oricum, educație 4.0 înseamnă foarte mult și sunt multe concepte, ca și industrie 4.0 și așa mai departe, dar cred că toate aceste patru lucruri le văd ca cele mai importante priorități. Ok, din punctul meu de vedere, nu le-am testat, dar din punctul meu de vedere, combinate, ar putea să creeze o Republica Moldova destul de interesantă și un mediu de business foarte, foarte prosper. Și nu trebuie să așteptăm după guvern, putem să facem și noi lucrurile, știm contextul, vedem oportunitățile, factorii putem să îi împingem mai departe. Ok, asta a fost ce am vrut să vă spun. Nu am vorbit despre Asociația Investitorilor din România, așa că, Dan, dacă m-ai prins sală, îmi cer scuze. Suntem o asociație care aducem, unim firmele române și încercăm să colaborăm între noi. Da, și suntem un mediu ca o familie. Așa că vă mulțumesc frumos, sper că e util ceea ce v-am spus și ne vedem. Da, vreau să intervin la ce ține de educație. Okay. Vreau să informez publicul, deosebit investitorii din România. Ieri a fost promulgată legea învățământului dual, Republica Moldova, ceea ce este o lege care vine în suportul antreprenorilor. Dumneavoastră știți ce înseamnă învățământul dual și în România la fel. Dar ce este suplimentar, că cu suportul Ministerului Finanțelor am ajuns la o înțelegere că 50% de cheltuielile pentru ce ține de pregătirea acestor ucenici cadrul companiei vor fi compensate de către stat. Deci, lozinca înveți, muncești, câștigi, prin care acei tineri care sunt studenți la colegii, școli profesionale sau centri de excelență, la moment noi avem peste 1800 de astfel de elevi ucenici în cadrul la 104 companii, la 24 de instituții VET, adică din domeniul vocațional tehnic, ceea ce în general sunt 10% din numărul studenți de la domeniul VET, este un bun exemplu pentru cadrele muncitorești care învață meseria în cadrul companiei. Este un lucru foarte bun, la fel acum se discută câteva programe la nivel național ce ține de investiții
În domeniul învățământ superior se implementează, recent s-a lansat un proiect finanțat de către Banca Mondială pentru învățământul superior, care va dota laboratoarele din cadrul universităților pentru a avea o conexiune mai bună cu mediul economic, creându-se inclusiv și observatorul pieței muncii, ceea ce va da o conexiune între companii, mediul academic și investitorii străini. Deci, suplimentar la ceea ce ați menționat dumneavoastră, ne pregătim aici, la instanța inclusiv a Camerei de Comerț și Industrie, acest lucru îl pregătim. Mai mult ca atât, noi deținem registrul companiilor, registrul maestrilor instructori, registrul deci, instituțiilor VET care doresc să pregătească în dual. Avem aici un schimb de experiență cu Camera din România, dar vreau să vă zic că în domeniul învățământului dual noi suntem unii din liderii în regiune, inclusiv prin faptul că statul va compensa o parte din cheltuieli pentru că pregătim elevii, ucenicii, cadrul companiilor. Da, vă mulțumesc! Felicitări, domnule Harea, extraordinar veste, vă mulțumim! Predau ștafeta domnului ministru consilier Adrian Berezintu, unul din cel cu care multe ore am lucrat la organizarea acestui forum. Mulțumesc, domnul președinte, ștafeta e foarte scurtă. Am rugămintea la dumneavoastră să aveți răbdare să prezentăm și panelul de turism, care va fi scurt, după care va urma prânzul. Pentru a derula acest panel cu cel mai mare succes, îl invit pe domnul secretar de stat Chistol, care va modela acest panel. Domnul secretar de stat. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru această oportunitate. Cred că este important așa cum discutam sub aspectul investițiilor, sub aspectul dezvoltării antreprenoriatului și a afacerilor în domeniul economic, așa cum turismul este și un domeniu al economiei, este un domeniu care ține de export, de promovarea investițiilor, de promovarea imaginii țării, este important într-adevăr să avem și o dezbatere, o discuție asupra a ceea ce ne dorim să facem pe domeniul turismului, ce ne dorim să facem împreună cu colegii atât din Ministerul Antreprenoriatului și Turismului din România, dar și cu cei din asociațiile de profil, cu cei din businessul din domeniul turismului. De aceea, la acest panel am onoare să-l invit în prezidiu pe domnul secretar de stat, domnul Anghel Iulian Călin, doamna Steliana Cojocariu, Direcția Generală a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, domnul Ion Iordache, director adjunct Agenției de Investiții, domnul Dumitru Luca, președinte Asociației, domnul Dumitru Luca, președinte Asociației Naționale Agențiilor de Turism din România, domnul secretar Adrian Dupu, doamna Natalia Țurcan, director Antrim, domnul Ion Curmei, director Panda Tour și domnul Sergiu Manea, director Rapid Moldova. Mersi mult. Se face așa că noi ieri am avut o zi plină de întâlniri bilaterale la București pe dimensiunea domeniului culturii, dar inclusiv am vorbit și de perspectivele dezvoltării turismului cultural între cele două țări. Din păcate, domnul ministru nu a reușit să ajungă aici, de aceea am să încerc eu să trasez câteva din direcțiile prioritare pe care le vedem noi
pe domeniul turismului între Republica Moldova și România. Experiențele frumoase pe care le avem în ultimii ani, atât pe colaborarea cu Ministerul, cât și cu instituțiile de profil din domeniul turismului și din domeniul business-ului, ne dă speranțe să credem în potențialul turistic și potențialul de dezvoltare care putem să-l avem pe domeniul respectiv, dar și cel mai important este să ne focalizăm pe a dezvolta în continuare mult mai multe punți, atât din perspectiva business-ului, cât și din perspectiva asociațiilor, cât și din perspectiva elementului că este important să avem cât mai multe sincronizări pe domeniul turismului. De aceea, noi, având în vedere că suntem ministerul responsabil la momentul actual de domeniul politicilor în domeniul turismului, ne dorim foarte mult să dezvoltăm, pe de o parte, cadrul bilateral necesar realizării mai multor proiecte în domeniul turismului, cât și să încurajăm ca să apară și să dezvoltăm cât mai multe proiecte de dezvoltare, cum am spus, de interconectare pe segmentul turismului dintre Republica Moldova și România. De asemenea, cum ne dorim și ceea ce am transmis și ieri la București, ne dorim foarte mult să avem cât mai multe poziționări externe și cât mai multe promovare externă a produsului turistic comun. Și aici avem mai multe platforme pe care le putem explora și discutam aici cu doamna Steleană despre acordul parțial al Consiliului Europei, cât și alte platforme care sunt importante și la care vrem să aderăm. Dar, cum am spus, cel mai important este să încercăm să dezvoltăm produse turistice comune, să dezvoltăm o ofertă turistică comună și să avem o promovare turistică comună. De aceea, noi suntem foarte deschiși și încrezători în acest potențial și de aceea vrem foarte mult să dezvoltăm cât mai multe segmente de interconectare și de dezvoltare a produsului turistic comun, să avem cât mai multe investiții în infrastructura turistică națională și să avem cât mai multe acțiuni de promovare comună. De aceea, pentru început, aș dori să-i ofer cuvântul domnului secretar de stat, Anghel Iulian Călin. Mulțumesc! Cu acordul dumneavoastră revin la acest pupitru pentru a vă prezenta, practic, discuția și problematica turismului. Apreciem oportunitatea oferită de această întâlnire pentru a discuta despre viitorul instituției, între industriilor turistice din țările noastre. Pandemia, practic, a pus o frână în industria turismului, sub presiunea fără precedent, dar în același timp a creat provocări pentru companiile din turism. Recunoaștem rolul fundamental al turismului în economia țărilor noastre și potențialul său semnificativ pentru generarea de creștere și menținerea locurilor de muncă și dezvoltarea acestor industrii. Dorim să întărim, să extindem cooperarea bilaterală pentru a crea beneficii reciproce în domeniul turismului, prin valorificarea mai asiduă a prevederilor acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova. Privind cooperarea în domeniul turismului semnat la București la data de 22 noiembrie 2018. Un subiect de actualitate și de maximă importanță este identificarea de proiecte în domeniul turismului eligibile finanțării prin acordul de ajutor nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat Republicii Moldova de către România. În context, vă propunem proiectul voucherilor de vacanță cu aplicabilitate în Republica Moldova și România. Guvernul României, prin Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, are ca principal deziderat să vină în sprijinul mediului de afaceri și credem că împreună am reușit să facem câțiva pași în această direcție și dezvoltarea acestui sector. Aș aminti reintroducerea voucherelor de vacanță pentru reluarea activității de promovare a destinației turistice în România pe piețele Europei externe, înființarea Consiliului pentru Brand, reglementarea procedurii de clasificare a unităților de cazare deținute de persoanele fizice pentru a reuși astfel să asigurăm o concurență loială în piață, precum și pentru asigurarea protecției turiștilor. Actualizarea legislației în domeniul investițiilor de infrastructură turistică, instituirea unei anumite scheme, finalizarea plăților pentru schema de ajutor Horeca, acum se lucrează la
partea de Horeca 2, deblocarea măsurilor de ajutor, lansarea unor programe pentru antreprenoriat. În baza acordului dintre România și Republica Moldova prin colaborarea pentru promovarea turismului semnat la 22 noiembrie 2018 la București, au fost realizate următoarele acțiuni de impact bilateral. Realizarea lutei cultural turistia a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt în România și Republica Moldova, promovarea rutei la Târgul Național de Turism a României organizat în anii 2018, 2019 și 2022 la Romexpo și la târgurile de turism organizate la Chișinău, realizarea brandului rutei și a materialelor promoționale, promovarea rutei la forumul anual consultativ al rutelor culturale al Consiliului Europei, organizat de Minister la Cisnădie Sibiu în anul 2019. Aici Republica Moldova a avut un rol ca invitat de onoare. Promovarea rutei la Moldova Business Week, eveniment organizat de Agenția Investiției din Republica Moldova la Chișinău în anul 2020-2021. Promovarea rutei la forumul rutei Voievodul Ștefan cel Mare, organizat de Agenția de Investiții din Republica Moldova în data de 29 mai 2021. Organizarea de Agenția de Investiții din Republica Moldova unui tur informațional pentru asociațiile și agențiile de turism din România, circa 20 de persoane, pentru promovarea rutei Voievodului Ștefan cel Mare, noiembrie 2021. Includerea bisericilor din lemn din Republica Moldova cu ruta cultural-turistică a bisericilor din lemn din România. Promovarea rutei cultural-turistice a bisericilor din lemn din România și din Republica Moldova pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, pe site-ul Agenției de Investiții din Republica Moldova. Participarea la concursul Destinații ale Turismului Cultural Durabil 2021, organizat de Rețeaua Europeană pentru Turism Cultural în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Turism, unde ruta cultural-turistică a bisericilor de lemn din Moldova și din Republica România și din Republica Moldova a obținut premiul al doilea la categoria rute tradiționale. Participarea la Gala Turismul Descoperă Nord-Est, organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în data de 8 decembrie 2021, cu prezentarea ruta bisericilor de lemn din România și din Republica Moldova. Aici problema tehnică și datele tehnice sunt mai bine susținute de către colega aici de față, care am să rog să ia cuvântul și să vă prezinte materialul dumneiei. Și astfel vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. This is where I'm dreaming to be floating away. Beyond the mountains, the rivers. The colors. Beyond time in all seasons. Only in this way could I embrace everything. This place does exist and is alive. You can feel it pulsating with life. You would really like Romania and the Romanians. These streets, shrouded in history, have been an inspiration for many a story and legend cozily narrated by the fireplace. This is the place where people are a story in themselves. A story to be told to everyone, whenever possible. This is the place where Count Dracula and the vampires were born. You could fall in love with our healthy lifestyle in the countryside, our traditional food, our music, and zest for life. Towns are abuzz with life and colors, vibrant with people and light. Go to the Parliament Palace. It is the largest building in Europe.
visit our museums, art galleries, and memorial houses. Watch in admiration the architectural monuments, the fortified churches and the monasteries so deeply veiled in spirituality, the palaces and castles built on a rocky peak, a petulant mixture of history, culture, and pleasure. Dive down. We have reached the center of the earth. Climb up. We have reached the peak. We will be smiling to you wherever you might meet us. Romania is humming with life. Discover the land of parties and electrifying music festivals. Romania never sleeps and never tires. We love sports and we go for top performance. The first number one in the history of tennis is Romanian. Please visit Romania. For me, Romania is number one. We have everything in the world. You have all the time in the world. Come to Romania. Mulțumesc. Da, deci, repet, prezentarea mea în prima parte se referă la avantajele competitive ale turismului din România. Acestea sunt... Puteți să mergeți mai departe. Puteți să schimbați slide-ul. Da, deci primul avantaj competitiv este autenticitate. Autenticitatea României este dată de obiceiurile, tradițiile, meșteșugurile artistice pe care le avem din Moș. Natură intactă, 7% din suprafața țării este deținută de arii naturale protejate. Avem multe parcuri naturale și naționale în România, cum de altfel am văzut că aveți și dumneavoastră. Patrimoniu cultural unic, acesta pot să încep să vă spun că pornește de la patrimoniu material UNESCO și cel imaterial, începând cu bisericile de lemn din Maramureș, continuând cu bisericile cu frește exterioare din Bucovina, cetățile dacice, dar probabil că știți, Sighișoara, singura cetate medievală încă locuită din lume. Mergem mai departe cu Delta Dunării, cu ceramica de Horezu, bineînțeles, și să nu uităm bisericile fortificate din Transilvania. Iar la imaterial, dacă aveți timp după ce se termină, vă voi pune un film cu tot patrimoniul UNESCO din România. Bun. Principalele produse turistice ale noastre sunt turism activ, special cicloturismul, este printre cele mai importante produse ale turismului activ, turism în natură. Turism în natură, avem destinații ecoturistice, în jur de 5, făcute în conformitate cu Global Sustainable Tourist Council, cu criteriile acestuia. Dacă doriți, putem să continuăm acest proiect împreună cu dumneavoastră, criteriile le avem, doar trebuie să le îndepliniți și să deveniți destinație ecoturistică recunoscută de România. Avem wellness și sănătate. După cum știți, o treime din potențialul balnear al Europei se află în România. Stațiunile noastre balneare sunt
precum, dacă e să vă dau un exemplu, Herculane, de 2000 de ani curge apa în balneară în Herculane, deci avem stațiuni balneare antice și medievale, identificate de voievozi români, precum Ștefan cel Mare la Vatra Dornei, sau mai știu eu, la Vâlcea, de către Mircea cel Bătrân, și așa mai departe. Vă invitam să vizitați stațiunile noastre balneare, care sunt excepționale și oferă servicii de asemenea foarte bune. Avem city break-uri. City break, vă invităm la festivalurile pe care le organizăm, începând cu Festivalul Enescu, cu Never See, cu Untold și Sunwave, mai nou. De asemenea, vă invităm să vizitați Casa Parlamentului, care ați văzut și dumneavoastră e cea mai mare din lume, să vizitați Castelul Dracula, Transfăgărășanu, care de asemenea este cel mai bun și frumos drum din Europa, identificat de Top Gun când a venit în România. Avem circuite turistice pe care noi le-am transformat în ultima perioadă, deoarece nu se pot traduce circuite, cuvântul circuit turistic, în rute culturale. Da? Da, o să vă spun puțin mai târziu despre ele. România are calitatea de membru în cadrul Organizației Mondiale a Turismului și dumneavoastră sunteți alături de noi, Republica Moldova. Suntem, facem parte de Comisia Europeană de Travel de Turism. Acordul parțial extins privind rutele culturale ale Consiliului Europei, discutam cu colegii dumneavoastră de la Agenția de Investiții și cu domnul secretar de stat de la Ministerul Culturii, că urmează să intrați și dumneavoastră în calitate de membru în acest acord parțial extins privind rutele culturale europene, platformă care vă va oferi posibilitatea să vă promovați în 47 de țări. Mai departe, suntem împreună cu noastră parte din Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră. De asemenea, România mai este membră în Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, în strategia regiunii Dunării, pentru regiunea Dunării, avem Convenția Carpatică și multe altele. Da. Trebuie să mergeți mai departe. Câteva date statistice. Numărul de turiști sosiți în România din Republica Moldova am din 2019 până în 2021. Mă scuzați? În 2019 v-ați aflat pe locul 11 în topul țărilor emițătoare de turiști în România, în 2020 pe locul 8, iar în 2021 pe locul 10. Având în vedere că a fost și pandemia, eu zic că am avut o circulație turistică bună între cele două țări. Numărul de turiști români care vin în Republica Moldova, după cum observați, în 2019 România se află pe locul 1 în topul țărilor emițătoare de turiști în Republica Moldova. În 2020 tot locul 1 îl deținem, în 2021 tot locul 1 îl deținem și cred că și în anul 2022 tot locul 1 îl vom deține. Mai departe, vă rog frumos. Vă spuneam că din 2018 am lucrat foarte bine și mult cu colegii de la Agenția de Investiții din Republica Moldova. Prezent aici este domnul Ion Iordache și colegul Valentin Ceban. Bineînțeles, înainte trebuie să menționez și numele doamnei Rodica Verbeniuc, cu care am avut o colaborare foarte bună. Prin intermediul acestei colaborări am reușit să facem prima rută, ruta voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt în România și Republica Moldova. Nu mai este cazul să vă spun că din această rută fac parte cetatea Sucevei, Mănăstirea Pudna, Biserica Sfânta Cruce din Pătrăuți, Sfântul Gheorghe, tăierea capului Sfântul Ioan Botezătorul, mai departe, tot din Suceava, Biserica cu Hramul Înălțarea Sfintei Cruci, Biserica cu Hramul Sfântul Ilie, Sfântul Nicolae Popăuți din județul Botășani, Biserica Sfântul Gheorghe din Hârlău, județul Iași, Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, județul Iași, Domeniile Viticole Conar din județul Iași. Biserica cu Hramul Sfântul Nicolae din Iași, Pogorârea Sfântului Duc Iași, Cuibul de Vulturi al Moldovei Medievale, Cetatea Neamț, Curtea Domnească și Biserica cu Hramul Sfântul Ioan Botezătorul din Piatra Neamț, Mănăstirea Neamț, Mănăstirea Războieni. Mai departe, vă rog frumos. Ansamblul Monumental Podul Înalt Vaslui, Ansamblul Curților Domnești de la Vaslui, Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui, Biserica Dormirii Maicii Domnului din Borzești Bacău, Domeniile Panciu Dobe, județul Vrancea.
din Republica Moldova, Mănăstirea Căpriana, Cetatea Orhei Vechi, Cetatea Soroca, Satul Lăpușna, Satul Meren, Târgu Chișinău, Cetatea Tighina, Mănăstirea Țipova, Dumbrava de la Lipnic, Stăjarul lui Ștefan cel Mare de la Cobâlea, Biserica Dormirea Maicii Domnului din Căușeni și Ștefan Vodă plus regiunea Vitivinicolo. Da. Câteva fotografii din ale obiectivelor incluse în rută. Vă rog frumos să treceți mai departe. Broșura de promovare a rutei realizată de Agenția de Investiții de Republica Moldova. Aici este lansarea rutei la Târgu de Turism al României, unde un actor a interpretat foarte bine rolul lui Ștefan cel Mare și vreau să vă spun că a avut un succes fenomenal. Aici este delegația Georgiei, care a ținut morții să se fotografieze cu Târgul de Turism al Republicii Moldova, organizat în cadrul forumului anual consultativ al rutelor culturale europene organizat la Sibiu. A doua rută pe care noi am făcut-o împreună este ruta cultural-turistică a bisericilor de lemn din România și din Republica Moldova. Din România sunt foarte multe județe, am ajuns la circa 400 de biserici care mi-au intrat în această rută numai din România. Observați Bihor, Cluj, Maramureș și multe altele, iar din Republica Moldova au intrat aceste 7 biserici din raioanele Crișeni, Călăraș, Gloden și Briceni. Da? Aceasta este Bârsana, Mănăstirea Bârsana, o fotografie relevantă a bisericilor de lemn de la Mănăstirea Bârsana din Maramureș. Puteți să mergeți mai departe. Da, e Peri, da, din Bârsana. Aici avem ce am făcut noi în cadrul acestei rute a bisericilor de lemn. Am făcut un logo, da, îl observați în stânga sus. Am realizat hărți și ghiduri interpretative în trei limbi, română, engleză, franceză, pe care le-am dat tuturor. Acest ghid a fost realizat de Agenția de Investiții din Oradea și l-a pus la dispoziția tuturor celor care fac parte din această rută. Și panouri interpretative, de asemenea, pus la dispoziție gratuit tuturor celor care fac parte din rută, doar să schimbe datele, dar să păstreze standardul. Avem, în ceea ce privește comunicarea și mass media, avem toate rutele, le găsiți pe site-ul Ministerului, la turism.gov, rute cultural-turistice, de asemenea, pe site-ul Agenției de Investiții. Avem și un site, stephenthegreat.travel, făcut de Agenția de Investiții Republica Moldova. Avem multe filme făcute de Digi, au preluat pur și simplu la lansarea rutei bisericilor de lemn, au venit și au făcut un film și l-au dat pe post pentru că le-a plăcut foarte mult. Avem un film făcut de Antena 1, de asemenea, la dorința lor pentru că le-a plăcut ruta când s-a lansat. Și avem și noi un filmuleț mic și unul mai mare, dar poate dacă avem timp îl pun și pe cel de câteva secunde cu bisericile de lemn. În ceea ce privește experiențele, deja foarte mult au făcut pachete turistice cu cicloturism spre bisericile de lemn. Aici vedeți experiența pe care o au cei care din Bihor închiriază biciclete și merg pe la bisericile de lemn. Mai departe, am câștigat locul 2 la concursul european organizat de rețeaua de turism cultural european și împreună cu Comisia Europeană de Turism, pentru ruta transnațională a bisericilor de lemn din România și din Republica Moldova. Mergeți mai departe, așa arată diploma. Am făcut aceste rute în baza unui sistem voluntar de recunoaștere a rutelor cultural-turistice realizat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Sistemul este foarte simplu. Trimiteți o adresă, o fișă tehnică care cuprinde denumirea rutei, tematica, descrierea obiectivelor turistice, lungimea, beneficiarii, transportul, localități de tranzit, unități de cazare și de alimentație, centre de informare turistică. Trebuie să mergeți mai departe. Vreau să vă spun că până în prezent avem 116 rute recunoscute, dintre care 25 sunt la nivel național, vreo 50 la nivel regional, vreo 34 la nivel local, 3 transnaționale. Bun. Acum vreau să vă prezint câteva propuneri pentru de viitoare rute. Tot discutam cu colegii, am zis că poate chiar creăm o dezbatere în sală. Să vedem ce ați alege și dumneavoastră. Deci ar fi meșteri populari și meșteșuguri tradiționale din România și eventual o extindem în Republica Moldova. Am mai putea face o rută cultural-turistică a muzeelor etnografice în aer liber din România și din Republica Moldova. M-am gândit eu că le-am putea avea în comun. De asemenea,
ar mai fi ruta civilizației lemnului, ruta patrimoniului. Noi le avem deja pe asta recunoscută la nivel național. Numai dacă doriți dumneavoastră, puteți să intrați în oricare din ele. Avem... Am ajuns să, deci a trecut mai repede decât mă așteptam. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre programul privind rutele culturale europene ale Consiliului Europei, în care urmează să intrați și dumneavoastră cât de curând. Am identificat o rută culturală europeană a ceramicii, în care putem intra și noi și dumneavoastră cu ceramica de Horezul la noi, Corund, marginea din județul Suceava și din Rădăuți. De asemenea, din Moldova am identificat eu că ar putea intra ceramica din comuna Cornești, din raionul Ungheni sau ceramica de Scutelnic. Nu știu, poate greșesc, poate nu, dar eu pe astea le-am găsit. Da? Îmi spuneți dumneavoastră cum e mai bine. Mai departe, vă rog frumos. Din România, în programul rutelor culturale europene, noi avem multe obiective. Avem obiective incluse în 8 rute culturale europene, nu le-am menționat pe toate, le-am luat doar pe cele în care sunteți și dumneavoastră, și anume în ruta culturală europeană Iter Vitis. Noi avem ruta Dunăreana Vinului și a Împăraților Romani, iar dumneavoastră aveți ruta oenoturistică Drumul Vinului Moldovei, primul traseu turistic al Republicii Moldova înregistrat în Iter Vitis, rută culturală certificată de Consiliul Europei. Nu știu dacă știați, dar am considerat că e bine să vă menționez aceste aspecte. Vreau să vă mai spun că noi am mai colaborat cu Antrec Moldova în cadrul proiectului Alector, se numea proiectul Alector și Testamentul Marco Polo. În acest proiect am fost 7 țări, România, Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Turcia, Bulgaria și, bineînțeles, grecii, care au fost lideri de proiect. S-a dorit ca fiecare țară să intre cu o rută în acest testament al lui Marco Polo, astfel încât să se parcurgă pe mare 7 țări într-o săptămână și să vezi vreo 90 de obiective turistice. Din România a intrat Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, Parcul Arheologic, Cetatea Histria, Capidava, Monumentul Tropeu Traianii, Cetatea Tropeu Traianii, Muzeul Tropeu Traianii, Cetatea Calatis, Muzeul Calatis. Din Republica Moldova, deci la noi a fost, se numea Ruta Istoriei Antice a României la Marea Neagră, 2000 de ani de istorie în 2 zile. Mergeți puțin mai departe. Din Moldova a intrat, ruta s-a numit Ruta Copacului Vieții și a intrat Muzeul Național de Etnografie și Istoria Naturii, Crama Cricova, Popasul Turistic, Vatra Strămoșească, Complexul Muzeal Vechiul Orhei, Cetatea Soroca, Domul Gen, Complexul Etnocultural Vatra, Complexul Viticol Milești Mici și Magazinul de Vinuri Carpe Diem. Împreună cu Republica Moldova iarăși putem să facem ceva, deoarece la Patrimoniul Imaterial UNESCO am depus 3 dosare pe care le-am câștigat, și anume am intrat în UNESCO cu aceste obiceiuri al colindatului în ceată bărbătească împreună, am intrat prin tradiția românească a țesutului covoarelor împreună, iarăși în UNESCO, și cu mărțișorul. Deci uitați câte putem să facem împreună, imaginați-vă că doar aceste 3 au intrat în patrimoniu așa rapid din 2019 până în prezent. Noi vom colabora și mai departe. Sper să decidem astăzi spre ce alte tematici ne vom îndrepta în viitorul apropiat, dar asta îi las cuvântul domnului Ion Iordache de la Agenția de Investiții din Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru că m-ați urmărit. Mulțumesc mult! Deci? Mulțumesc mult pentru prezentare. Poate câteva reacții până trecem la partea de prezentare. Eu cred că e important ce a spus domnul secretar de stat pe partea de vouchere. Din păcate, domnul secretar de stat Adrian Dupu nu a fost nevoit să plece pentru că are deplasare spre București. Discutam și cu dânsul în iarnă despre acest subiect. Cumva să ne coagulăm eforturile și, într-adevăr, acest proiect al voucherilor turistice din România să treacă prutul, hai să zicem așa, dar să vedem cum putem și în Republica Moldova dezvolta acest voucher, pentru că cred că este important și din perspectiva noastră să avem aceeași abordare. Eu sper foarte mult ca și pe proiectele care au fost prezentate de doamna Steleana, într-adevăr, să vedem cât mai multe punți de legătură. Vreau foarte mult și
să încurajez și business-ul din România să investească aici în Republica Moldova în infrastructura turistică, pentru că avem nevoie de investiții majore în acest domeniu și sper foarte mult ca și pe viitor să dezvoltăm mult mai multe punți de comunicare și sper foarte mult să ajungem și la anumite foruri anuale pe care să le organizăm împreună, anume pe dezvoltarea de produs, poate mai targetat pe anumite elemente specifice, că vorbim de infrastructură, de hospitalitate sau de alte elemente importante. Acum aș vrea să ofer cuvântul domnului Ion Iordache pentru o prezentare a potențialului de dezvoltare a turismului și a proiectelor comune în acest domeniu. Mulțumesc frumos, domnilor secretar de stat, onorată asistență, mersi pentru că sunteți alături de noi la acest forum, mersi organizatorilor pentru invitație. Eu am să vin de întâi cu un răspuns la colaborarea pentru viitor, ceea ce doamna Steliana, dacă putem să spunem, ne-a ridicat ștafeta. Deci pentru viitor noi, desigur, ne-am dorit o colaborare pentru ruta Meșteșugarilor și foarte mult să lucrăm la promovarea produselor deja create. Deci cumva discutasem anterior că nu știu cât de mult domnul secretar de stat, dar să spunem business-ul și agenția de investiții își dorește și participări până la stand comun și anumite vizite de studiu sau vizite a jurnaliștilor care ajung în România să treacă ușurin sprutul și să meargă pe acele produse dezvoltate în comun, să mergem împreună și pe promovare. Știu că se formează acel grup de lucru pentru promovarea imaginii sau brandului în România. Ne-am dorit poate mai multă implicare acolo ca să extindem promovările și în Republica Moldova. Da, vorbesc anume de promovare de produse comune, poate produse specifice și știu că cu multe din aceste produse sau, dacă putem să spunem, în extra sezon, un produs comun România-Republica Moldova ar ajuta la aducerea de turism și dacă suntem în post-COVID putem să spunem de țări sau destinații de unde putem noi atrage ca țările asiatice, unde mai complicat să ajungi aici, dar o colaborare ar ajuta foarte mult. Eu nu am să fac o prezentare clasică de produs din Republica Moldova. Aș trece deodată la campania care noi am lansat-o în 2021, Moldova e a place to find yourself în România. Respectiv, noi am lansat-o în 2021 în România și Ucraina. De ce am lansat-o anume în aceste două țări? Desigur că, dat fiind faptul, contextul care este acum, Ucraina o să decadă și o să mergem pe România, noi am avut o studiu de segmentare în care desigur, definește România ca piață țintă. Și când am vorbit anterior, mai sus, de promovare comună, cred că trebuie să identificăm împreună cu România acele piese țintă unde noi putem să mergem cu promovare comună. Că desigur nu suntem pe aceleași segmente de țări cu produse similare noi și România, dar avem o anumite categorii de țări unde putem face acea promovare bună împreună, să mergem împreună cu promovarea. Da, desigur, am să rog să trecem la următorul slide. Noi avem, să spunem așa, țările sursă care ne generează turiști în Republica Moldova și vedem că 2021, acea cifră care au generat-o România, totodată, dacă o să ne uităm la cifrele ulterioare, da, vă rog slide-ul următor, da, în 2021 a 36% din totalul de turiști veniți în România, ceea ce comparativ cu 19-20 sunt 73-74. Noi ne-am dorit revenirea la acea cifră de 73-74% din România și respectiv ca să putem, deci știm cu toată lumea că dacă vorbim direct, există o teamere acum, da, multe destinații turistice, de exemplu ca Cricova și Milești Mici, momentan, datorită conflictului militar din Ucraina, aduc lipsă de turiști, mai ales în România. Deci noi cumva trebuie să venim cu acel mesaj de încurajare și revenim la normalitate, fiindcă cifrele arată că COVID-ul nu a fost atât de dăunător față de turismul din aceste două țări, cât este acum situația care, da, direct ne afectează, dar noi trebuie să aducem un mesaj corect turiștilor. Avem foarte mult de lucru, inclusiv mă adresez business-ul din Republica Moldova, care este în țară, în sală. Deci avem foarte mult să încurajăm și să arătăm că suntem destul de safe aici în Republica Moldova pentru a reveni la niște cifre normale de atragerea turiștilor din România. Eu, încheiind cu aceste cifre,
Vă invit să vizitați Republica Moldova. Avem o gamă de produse turistice destul de largă și care prinde bine turismul din România, mai ales în extrasezon. Mersi pentru atenția acordată. Mulțumesc mult, domnule director, pentru prezentare și pentru ideile pe care le-ați formulat. Sigur că din perspectiva instituției care se ocupă de partea de investiții, partea de brand de țară, este important să ne promovăm cât mai mult, este important să fim prezenți cât mai bine la acele expoziții internaționale și ar fi foarte bine, așa cum ziceam, am avut un exemplu acum recent la Paris, am mers la un târg internațional de carte împreună cu România să o facem același lucru și pe partea de turism, pentru că avem, cum am spus, produse turistice comune, avem idei comune și avem rute interesante care merită a fi explorate și dezvoltate. În continuare aș vrea să-i ofer cuvântul Nataliei Țurcan, directorul executiv Asociația Națională pentru Turism Receptor din Republica Moldova. Bună ziua tuturor! Numele meu este Natalia Țurcanu, director executiv Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern în Republica Moldova. O asociație destul de tânără, activăm de mai bine de 8 ani în piața turistică a Republicii Moldova, încercând să dezvoltăm atât produsul turistic local, să diversificăm oferta turistică a Republicii Moldova și să promovăm imaginea țării noastre ca destinație turistică autentică, atât pe piața europeană, cât și pe alte piețe sursă de unde ne dorim să avem turiști. România, cum am menționat și colegii mei din industrie, reprezintă piața sursă de turiști pentru Republica Moldova și, într-adevăr, în această perioadă, mai dificil se descurcă industria turismului din Republica Moldova, care chiar merită a fi susținută, pentru că ei au fost și cei care au oferit și au arătat solidaritate cu refugiații din Ucraina. Și desigur că focusul nostru, cum zicea și colegul meu Ion Iordache, este să avem mai mulți oaspeți din România, să ne promovăm pe această piață, iar unii experți internaționali cu care noi suntem în permanentă discuții din străinătate ne-au menționat un moment foarte important. Promovarea Moldovei trebuie să continue, indiferent de situația politică în care ne aflăm. Și faptul că am demonstrat că suntem o țară mică, dar cu o inimă mare, trebuie să comunicăm despre asta și așa, oricum, imaginea țării și brandul de țară are un câștig, într-un fel, și o valoare adăugată din ceea ce a oferit industria turismului pentru refugiații și în această situație destul de dificilă pentru noi. Oricum, o lume întreagă a aflat și află în continuare despre Moldova, despre faptul că suntem ospitalieri și dacă putem să oferim asta pe timp de război, cred că putem să fim mult mai ospitalieri și mai prietenoși în timpuri bune. Astfel, comunicarea noastră se focusează pe faptul că Moldova este o destinație atractivă pentru turiști și suntem o destinație sigură. Chiar și în această perioadă, noi avem o delegație dintr-un proiect transfrontalier, inclusiv parteneri din România, care se află în Republica Moldova și implementăm un proiect european, un transfrontalier, și ei tot aveau anumite reticențe să vină, să nu vină, dar uite că activitățile trebuie să continue, iar noi la Antrim, împreună cu membrii noștri, am considerat oportun să continuăm acele activități unde putem și este în controlul nostru să oferim cei mai buni pentru industrie. Și am considerat că focusul nostru în această perioadă este în a dezvolta produsul turistic local. În acest sens am dezvoltat mai multe trasee de ciclism, trasee de drumeții, care vin de fapt să diversifice oferta turistică locală din regiuni și să facă Moldova mai atractivă, inclusiv pentru turiștii din România, care poate nu își doresc să vină prin agenții, prin tur operatori,
dar oricum își planifică vacanțele, weekendurile și vin pe câteva zile la cramele noastre, la pensiuni și revin, de fapt, pentru că chiar și pensiunile noastre ne-au menționat despre faptul că au prieteni deja în România, care an de an sau pe același, într-o perioadă estivală, pot să revină și să revină în Republica Moldova. Ați menționat, doamna Steliana, despre faptul că Moldova este parte a ITER Vitis, da? Drumul vinul Moldovei, acum 2 ani, datorită eforturilor asociației noastre, partenerilor strategici cu care implementăm activitățile, am reușit să includem drumul vinului Moldovei în Federația ITER Vitis, acea rută culturală europeană, iar asta iarăși a adus plus valoare imaginii Republicii Moldova și produsului turistic vitivinicol al Republicii Moldova. În acest an, președinta ITER Vitis, Emanuela Panche, ne-a declarat Moldova, deci Antrim, este cumva împuternicit de a fi reprezentantul regiunii în regiunea Danube-ITER Vitis. Deci noi ne-am dorit ca la Moldova Tourism Forum să avem un panel dedicat pe acest subiect și să avem o conexiune în această regiune cu România, Bulgaria și să conectăm produsul turistic vitivinicol comun. Deci eu tare sper că, iată, astea sunt planurile de viitor. La fel ați menționat despre ruta olarilor, da? Ați menționat câțiva și ați menționat corect. La fel aș adăuga la Ciorești, dacă nu greșesc, mai este același, acea dinastie de tată-fiu de ceramiști, ceramică neagră. Și nu știu care e problema, cred că țin prea aproape. Deci în acest sens, dacă nu greșesc, este și un proiect legat de ruta lui Ștefan cel Mare, un proiect parte a Big Culture, dacă nu greșesc, un proiect european, care, iarăși, finanțează în cadrul acestui proiect, se finanțează un accelerator de afaceri care vin să diversifice această ofertă pe ruta lui Ștefan cel Mare. Sunt câteva produse comune care considerăm și noi că au un potențial încă nevalorificat, dar care merită cu o promovare comună a regiunii Moldova, de peste Prut și de peste cealaltă parte de Prut, să fie valorificată și să mergem cu acțiuni și cu campanii de promovare comune pe piețele de unde noi împreună ne dorim să avem turiști, atât în România, cât și în Republica Moldova. În acest sens, noi avem o deschidere maximă către colegii noștri și prietenii noștri din România și la toate capitolele suntem dispuși să colaborăm. Eu vă mulțumesc și să ne urăm succes și să avem cât mai mulți turiști în regiune. Mersi! Mulțumesc mult, Natalia, pentru prezentare. Eu cred că noi toți trebuie să recunoaștem că industria turismului și în special cea a pensiunilor, a hotelilor și așa mai departe, au ajutat foarte mult refugiații din Ucraina și lucrul ăsta trebuie să-l spunem aici și aici, inclusiv în Republica Moldova, s-au mobilizat și au ajutat așa cum au putut ei pe colegii, prietenii noștri din Ucraina. Mulțumesc mult și de idei pe care le-ai formulat. Este important să avem o comunicare permanentă cu asociațiile de profil din domeniul turismului, cu businessul din domeniul turism, să înțelegem acele bariere care există la nivelul implementării unor proiecte comune, cum am putea să investim și să facem ca și asociațiile din domeniul investițiilor să fie mult mai active pe domeniul investițiilor în infrastructura turismului. Ne dorim foarte mult acest lucru. În continuare, aș vrea să-i ofer cuvântul colegului Sergiu Manea, Asociația Patronală din Industria Turistică a Republicii Moldova. Bună ziua, stimați prieteni, stimați domn secretar de stat, onorată asistență. Mă bucur foarte mult că astăzi
Asociația Investitorilor din România a spart această gheață și pentru prima dată este organizat acest forum important după părerea noastră. Sunt onorat astăzi să vin cu un discurs în fața domniilor voastre și să reiterez ceea ce au comunicat și colegii mei, dar și ceea ce considerăm noi că ar fi mai important în relațiile bilaterale. Și în primul rând vreau să zic că avem o cooperare foarte puternică și această cooperare trebuie să crească și trebuie să devină una strategică, după părerea noastră. Oportunitățile pe care trebuie să le valorificăm în cooperarea noastră, evident că ar fi în primul rând conectivitatea și mobilitatea turistică sporită. Avem nevoie de mai multe oportunități, mai multe coridoare verzi, construirea a mai multe poduri, lansarea rutelor noi avia și rutelor fluviale pe Prut, Dunăre. Pe această dimensiune de 30 de ani nu ne-am mișcat deloc. În același timp, sunt subiecte legate de întărirea capacităților antreprenorilor pentru cooperarea în domeniul turismului, administrarea mai bună a patrimoniului turistic comun și promovarea conceptului de organizație de management a destinațiilor, la care știu că se lucrează acum și în România, ar putea să aducă o cooperare eficientă pe malurile, ambele maluri ale Prutului. Problematica cofinanțării a mai multor proiecte din Republica Moldova, sperăm foarte mult să preluăm modelele reușite din România și din alte țări din Europa și să le implementăm aici, la noi, Republica Moldova. Asociația Patronală Industriei Turismului din Republica Moldova este activă pe diferite și diverse dimensiuni, așa că promovarea legislației, încurajarea antreprenoriatului, promovarea proiectelor. Noi cooperăm și atragem cea mai bună experiență din Republica Moldova pentru implementarea activităților în domeniu. Noi suntem membri ai Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Noi suntem membri a Asociației Europene a Operatorilor Turistici și prin această cale vrem să încurajăm și colegii din diferite asociații a turismului din Moldova să urmeze exemplul nostru. Există și multe alte asociații în domeniul turismului importante din lume, unde și la ele trebuie de aderat. Dintre reușitele noastre suntem cei care am susținut împreună cu colegii promovarea autostrăzii Iași-Chișinău-Odessa pe teritoriul Republicii Moldova, inițiativă preluată apoi de Guvernul Republicii Moldova. Suntem cei care am lucrat pentru încurajarea mobilității pe calea ferată a tronsonului feroviar turistic Iași-Chișinău-Odessa. Noi suntem cei care am oferit suport la lansarea și promovarea piesei Trinulețul, care a maestrilor Zdob și frații Advahov, care fără dubii în alt context geopolitic ocupau locul întâi la concursul Eurovision și anul viitor Eurovisionul îl petreceam aici la noi la Chișinău. Mesajul patriotic și turistic Joy the Train, Beer Guest, Chișinău, București, evident prin Iași, ne-a făcut să fim mândri și mulțumim maestrilor care ne-au promovat la concurs și au făcut să fim apreciați în întreaga lume. Suntem cei care promovăm conceptul pentru organizații de management a destinațiilor și în acest context considerăm că putem lua exemplu de la România în ce privește crearea cadrului de reglementare, astfel încât aceasta să preia sarcina de a organiza și organizarea a antreprenorilor locali de turism,
conversia fluxului de vizitatori în consum turistic, valorificarea potențialului atractiv local, ca și active pentru sporirea numărului de consumatori, capacitarea partenerilor locali în a utiliza imaginea destinației pentru comunicare eficientă cu piața turistică regională, națională și internațională. Modelul organizației de management a destinațiilor, acele 4C, comunicare, coordonare, cooperare și colaborare, pe care l-am folosit întotdeauna în munca noastră, a fost capabil să îl reutilizăm rapid și pentru a îndeplini sarcinile care trebuie și sunt relevante pentru fiecare destinație, chiar și în contextul războiului din Ucraina. Și anume, rețeaua, deci au fost colectate și ajustate coordonarea voluntarilor, asigurarea logisticii interne și externe pentru livrarea mărfurii umanitare și așa mai departe, tour operating pentru refugiați, asistența și organizarea la evacuarea refugiaților din Ucraina și alte țări. În același context vreau să duc sincere mulțumire autorităților din județul Iași și România pentru că împreună cu partenerii și grupul de lucru Califerate APIT-DEP a dat posibilitate rapid de a organiza transportul feroviar și avia, ajutorul în asigurarea căzării refugiaților în județul Iași și ulterior în toată România. Consultări privind starea actuală a punctelor de trecere a frontierii și așa mai departe. Marketingul de criză. Canalele de comunicare de marketing s-au transformat în canalele de informare a lumii întregi despre ceea ce se întâmplă astăzi în regiunea noastră din punct de vedere a securității și siguranței a călătorilor. Stimați prieteni, dragi colegi, dacă doriți să investiți și să dezvoltați un proiect în domeniul turismului sau aveți nevoie de un partener în Republica Moldova, nu ezitați să ne contactați. Noi vă găsim partener, stabilim formatul colaborării, pregătim documentația proiectelor necesare, discutăm cu autoritățile centrale și locale pentru contribuția necesară, totul pentru ca oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, prin turism pentru creștere durabilă, locuri de muncă și reducerea emigrării. Și posibilitățile de promovare, de anvergură pe domeniul turistic, care ar putea fi acoperite inclusiv din fondurile europene. Vreau să vă urez la toți încă o dată multă sănătate. Eu astăzi sunt ultimul și cel care închei, este și domnul Curmei, bine, deci nu închei acest discurs, doar că vreau să vă doresc la toți pace. Turismul este antiteza războiului. Pace este turismul și turismul trebuie susținut. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult. Nu e cazul încă să-l încheieți pentru că a venit și colegul Ion Curmei de la Panda Tour, care îi ofer cuvântul pentru a prezenta și o opinie din perspectiva celor care lucrează zi de zi în domeniul turismului din perspectiva business-ului. Bună ziua la toți! Trebuie să trec la tribună? Așa este procedura, da? Sau... Mi-e bine și aici și acolo. Eu mă numesc Ion Curmei, sunt director general companiei internaționale de turism Panda Tour. Noi activăm în mai multe țări. Deci Republica Moldova aici am început acum 12 ani, acum suntem în România, Ucraina, Belarusia și Grecia. În aceste țări avem filiale fizice. Până acum 3 luni aveam și în Ucraina, acum le-am închis din păcate. Colaborăm din primul an de activitate cu România, practic este prima destinație care am început-o și asta a fost startul și ceea ce ne-a motivat pe noi să facem turism. Atunci când am început afacerea în Moldova, când spuneam turism și economie, eram luat undeva în derâdere.
pentru că nu prea înțelegeau legătura ce înseamnă economie și turism. Turism era așa ceva ca agrement și nu ceva care reduce niște posibilități financiare în bugetul de stat. Ne bucurăm că acum s-a schimbat această viziune și este important pentru noi că avem unde ne dezvolta. Ceea ce ține de colaborarea între Republica Moldova și România, vreau să zic că noi muncim foarte mult la asta. Dacă vorbim despre niște lucruri concrete, chiar înainte de pandemie, în 2019, am antrenat în jur de 40 de programiști care au lucrat intensiv la o platformă online care să ne permită să vindem în țările post-sovietice produsul românesc, deci din România și Republica Moldova, ca tur combinat. Produsul este gata, din păcate am nimerit în alte situații în care ne încetinește un pic dezvoltarea lui, dar chiar și până la asta am reușit să lucrăm puțin, am adus chiar din Ucraina peste 1500 de turiști în primul an din 2019 în România, am adus din Belarusia, țară care practic nu facea turism în România, am promovat produsul turistic românesc și am adus peste 1000 de turiști. Anul acesta deja începem din nou promovarea produsului turistic combinat România-Republica Moldova, din start pentru Belarusia, din start ne sperea chestia asta cu vize, cu accesul belorușilor pe teritoriul României. Din câte vedem, nu este o problemă să deschid vize, adică cetățenii beloruși pot călători de facto în România, ceea ce înseamnă că am putea să dezvoltăm pe acest segment produsele noastre, care la moment încă sunt nevalorificate la justa valoare pe acest sector. Eu consider că produsul nostru comun, deci dintre două țări, are o valoare mai mare, pentru că am putea combina lucrurile frumoase din România și din Republica Moldova, tradițiile noastre care sunt practic comune, vinul nostru din care este cireașa de pe tort, cum considerăm noi, într-un tur comun și am putea să ne promovăm mai bine și am fi mai interesanți pentru străinii care vin să ne viziteze. Ca probleme care le întâmpinăm noi sunt vama, care sperăm să fie una comună, măcar asta ca prim pas, dacă am putea să ajungem, și care ne ia foarte mult timp și ne atacă și logistic și emoțional, dar sper că va fi scoasă mai repede. Dar noi nu ne uităm la probleme, noi ne axăm pe lucrurile pozitive și încercăm să orice problemă să o rezolvăm. Vedem un viitor în colaborarea noastră. Avem multe de învățat de la colegii noștri din România pe planul hotelilor, deci pentru că pensiunilor, care la noi încă lipsesc. Eu consider că noi nu avem încă infrastructură și avem mult de învățat și de lucrat asupra la asta. Și asta aici ar fi ca un pilon de bază pe care trebuie să acceseze Republica Moldova acum. Antrenăm specialiști de peste hotare, deci chiar recent am adus un specialist bun din Europa pentru a dezvolta mai mult incoming-ul în Moldova, inclusiv și România. Plus la toate facem și la moment, în fiecare săptămână avem în jur de 500-700 de persoane care vizitează România din Republica Moldova chiar în aceste săptămâni. Poate ar fi să avem o discuție ceva, sau cred că dacă sunt ceva întrebări poate în sală, eu aș putea din domeniu să răspund la orice întrebare sau urmează. Eu vă mulțumesc la toți pentru atenție. Eu vă mulțumesc mult și dumneavoastră. Da. Bine, mersi foarte mult tuturor colegilor care au fost prezenți astăzi aici și au prezentat acele opinii, acele proiecte, acele idei, acele probleme, acele oportunități, așa cum a prezentat domnul secretar de stat, acel voucher turistic care sperăm foarte mult să fie accesibil și în Republica Moldova și să avem cât mai multe destinații turistice implicate în acest program. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc asociației investitorilor din România, dar și colegilor de la ambasadă pentru acest extraordinar forum și aceste discuții pe care le-am avut astăzi aici.
Este, cred că, important acest link între investiții, dezvoltare economică și turism, pentru că activăm practic sub același concept și sper foarte mult ca acest entuziasm pe care îl avem la nivel emoțional să-l valorificăm și sub aspectul investițiilor, sub aspectul proiectelor frumoase de dezvoltare economică, de dezvoltare regională și locală. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și sper foarte mult să nu fie o ultimă discuție, cum am spus, să avem discuții targetate, regionale, locale, pe produs concret, pe proiect concret și doar așa vom putea să ne asigurăm dezvoltarea comună, dezvoltarea și promovarea produsului turistic comun. Mulțumesc! Domnul secretar de stat, vă mulțumim pentru modelarea acestui panel, vă felicităm pentru prezentare. Dragi antreprenori, forumul nostru, sau mai bine zis, prima parte a forumului nostru se încheie aici. Înainte de a vă invita la discuțiile B2B și la masa de prânz, vreau să mulțumesc în numele organizatorilor prezența dumneavoastră numeroasă aici, să mulțumesc vorbitorilor pentru că ne-au onorat forumul cu înaltele speech-uri pe care ne-au întrumat și sperăm ca panelul de convorbiri, de discuții B2B să fie cu același succes, să aibă același succes care l-a avut forumul de până acum. Vă invităm în sala alăturată unde vor avea loc întâlnirile de B2B și în interval cei care nu sunt implicați în convorbiri să servească prânzul, să servim prânzul împreună. Mulțumim încă o dată pentru participare.